Eu aveam vreo 30 de ani când mi-am dat seama în aceste, făcând acest exercițiu, la final, când ziua mea perfectă nu aveam concert. Ceea ce era șocant pentru mine fiind în vremea de maximă glorie, mm -hmm. ci eram pilot. Și în fine, alte chestii legate de cunoaștere, în fine, alte povești astea. Băi, și am plecat de acolo convins fiind că trebuie să mă fac pilot, că e ziua mea perfectă. E, mai este un final al acestui exercițiu, foarte mișto, pentru că tu practic rămâi cu ziua perfectă scrisă. Mm -hmm. Mm -hmm. Ștefan, am apasat pe rec. El e Ștefan Petrică. Salut, Dane! Eu sunt Dan Chivescu. Și în podcastul de astăzi? El este Ștefan Petrică. Eu sunt Dan Chivescu. Împreună suntem Arca. Ștefan, trebuie să te întreb. Ce facem noi la Arca? Explorăm idei și alternative, Dane. Asta facem noi la Arca. Și în episodul de astăzi? Arca trage în port. E o arcă. E o arcă. Și trage ca niciodată cu un invitat foarte special Când alți tineri se pregăteau să dea bacul Sau își puneau o semne de întrebare La ce facultate mă duc Mă fac doctor, mă fac arhitect Omul ăsta deja experimentase succesul Alături de formația sa Băteau țara în lung și în lat Apoi a cochetat cu radio Cu politică Și în cele din urmă a dat și microfonul pe cockpit și pe avion. A schimbat pe scena cu hangarele și cu cockpitul avioanelor. Un om foarte special de care care avem cu adevărat de învățat și abia așteptăm să ne povestească despre el. Mihai Sturzu. salut, salut. Salut, Bă, Mihai. Eu sunt foarte impresionat de ce intru ați putut să faceți pe cuvântul. Cu arca vine în port, cu sirena. Da. Cu tot. Wow, o embarcație bicamerală, care da. are acum și un capitan. Chiar avem un capitan acum, da, Ștefan. Scos, cu toții, da. Lăsăm Timona fără probleme mâinile tale, da. chiar nu avem emoții. Perfect! E o arcă metaforică de idei, dar putem să ne gândim și la ea în forma fizică, evident. Excelent! Da. Bine ai venit, Mihai! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult că m-ați chemat, mi se pare excelentă ideea voastră și dacă pot să contribui și eu, cu atât mai bine. Mulțumesc tare mult! Ne bucurăm! Să-ți povestim așa un pic despre arcă. Noi avem trei direcții, tehnologie, educație și carieră. Și ești... Chiar un exemplu incredibil, pentru că ai atins toate părțile astea, mai ai, avut foarte, multe, ai avut foarte Eu, multe foarte multe am cariere. zis că până acum 3 săptămâni te avut telefon cu butoane, deci la tehnologie <laughs> puneți-mă păi, mai la Adevărul e că trebuia să compensezi cumva unde ai prea multe butoane în cockpit, nu puteai să ai și telefonul da, cu atât de multe butoane. Da, oricum, adică până la urmă gândește că interacționez cu o tehnologie pe care foarte mulți oameni nu o să o vadă niciodată, știi? Adică mai arunci așa un ochi, așa intri în avion și mai arunci acolo, vezi acolo dial butoane, luminițe și ok, treci mai departe, știi? Dar nu-ți dai seama Hai că să spun tehnologie un e acolo. La majoritatea companiilor uh, poți să-i uh, să rogi să te lase în cockpit și dacă sunt la sol cu motoarele oprite te vor lăsa. Ah, wow. Da. Deci, un bun. nice tip and tips and tricks, exact. da? Da. Doar dacă nu vine o avalanșă de oameni în spatele tău, că stau la Absolut, coadă. Da, și te împingi da, în Da, Și acum, cu perioada asta, cu virusul vieții, s-ar putea să fie mai dificil. Dar am <laughs> avut o groază de oaspeți în cockpit. Chiar cum, cum a fost cu, cu pandemia asta la nivel de avioane? Adică toată lumea a văzut că. oribil. Aviația a fost. Av... Da. Eu sper, așa, în sufletul meu, în sinea mea intimă, Sper că aviația fiind prima industrie lovită de virusul ăsta să fie și prima care își revine, adică cumva whatever, în momentul în care ne mai relaxăm, să înceapă oamenii să zboare. În aprilie, mai și iunie a fost oribil, adică am avut un zbor pe lună, adică exact cât să pot să-mi licența, noi trebuie să avem în, în orice moment al vieții noastre, în ultimele 90 de zile, trebuie să ai 3-33 de culori cu mâna ta. Și asta am făcut practic, deci minimum minimum, după care în iulie și în august am zburat, în septembrie zburăm rezonabil, ceea ce e ok pentru noi. Da, da. Acum și-am mai revenit, dar oricum cred că asta e worldwide, adică cred asta cu licența, na. cred că da, și da. companiile de aerieni, nu n-au făcut mm -hmm. în așa fel încât să aibă fiecare să și păstreze licența. Da, asta e da, da. o problemă de asta. Da, normal, pe păi, planificarea a făcut planificarea, asta, Cerea adică nu am da. ceream eu, băi, am am avut și colegi cărora le-au expirat aceste licențe. Uh, multe autorități, inclusiv autoritatea noastră, au dat extensii de câte 3 luni sau 4 luni, că asta a fost, uh -huh. a fost o, o situație uh, atipică, dar uh, și revenirea după care, după aceea, nu i cea mai complicată, uh -huh. adică trebuie doar să zbor cu un instructor sau cu un examinator și, în fine, să faci câteva zboruri mai. Da, da. da, da. Deci nu e am mers pe bicicletă, trebuie să fie într Nu, deloc, amere. deloc, deloc. Deci asta este șoc și groază. La viața lui că ai mers pe bicicletă. <laughs> Slavă Domnului că cu bicicleta mai pici da, eu am picat exact. o grămadă de domenire. Eu sunt celebru pentru că am cap, cap, cap cu bicicleta. Cu Mihai Sturzu am avut cel mai mare, am avut așa o, o angoasă, o enervare. Când vorbeam cu cineva care nu era din generația mea, cineva da. din generația Z, auzeam, cine? <laughs> Mihai Sturzu? Cine? Zic, Gașca mea nu poate să stea. Încerpeam așa, încercam, da. adică nu vreau să o duc mai încolo. Ziceam, hai să-i fredonesc ceva. Da. Cum, la La, 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 suntem razna... Tot, la fel, nu... Vedeam așa Pocer un blank da. pe față. Poker da. face? Nu e posibil. Și după aia mi-am dat seama, după, oamenii ăștia chiar nu... N-au avut majoratele, de exemplu, pe vremea noastră. Nu exista majorat fără Q. Când intra Q la majorat, atunci lumea parcă era o exorcizare. Toată lumea o lua razna, uita toată lumea cine e acolo, cine îi vede ce face. Că măși Cămăși, săreau oameni. HiQ să și masă. voltaj. Da. și voltaj, da, absolut. Perfect, da, bun. da am Exemplu. și o poveste în sensul ăsta. Atunci când, na, când ești la zbor, când ești, vorbeam mai devreme de pilot flying și pilot non-flying sau pilot monitoring, Așa, când ești pilot flying, este, cade în sarcina ta să faci anunțul de croazieră, știi? Când spui hello, hello, mm. bine, noi facem și în engleză și în română, că majoritatea pasagerilor sunt români și engleza e standard. Și zici, bună ziua, din cockpit, numele este Mihai Sturzu, sunt copilotul meu de astăzi, am decolat de la București, mergem acolo, trecem pe acolo, mm. vedeți lacul, la ăla, capitala aia, ajungem, vremea e bună, whatever, știi? Uh, și la un dat vine o, o colegă din spate, una, o, fata din, o colegă din cabin și spune Mihai, cred că sunt niște prieteni sau niște rude ale tale la bord că ți-au recunoscut vocea. <laughs> rude! <laughs> și eu mă uit așa, zic, ok, na, nu, e, e obligatoriu da, da, să da. mă cunoască toată lumea, știi? La care celălalt cu zburam cu comandant român zice A, tu nu știi cine e colegul ăsta nostru, nu? Ba da, Mihai Sturzu. Da, că da, scrie acolo pe foaia noastră. Ce nu, nu știi cu ce s-a ocupat el. Ce? Nu e pilot, nu? Ce să fie? Era născut, e născut în 2000, colega noastră. Habar n-avea... a, ah, și când a spus de trupa HiQ, da. a, ah, da, da, știu, da, da. A, ah, de aia te recunoscut lumea. Da, pasagerii așteptau să facă poze cu mine da. și coleguța mea era... Cred că sunt rude sau ceva. Wow. Asta cu rudele... Cred că sunt rude sau prieteni foarte... Ți-au recunoscut vocea. Ai jumătate de avion, rude, știi? Da, exact. e, e foarte ciudat când deja pleci de la un moment în care Toată lumea te știe. Nu, nu cred că era cineva care să nu știe cine e Mihai Sturzu, Florin Grozea, Danan Albaru. Foarte rar. Adică, cum am spus, una dintre cele mai populare formații. Mai ales că a scântat două decenii. Și apoi vine da, să schimbă mult. generația și pur și simplu parcă oamenii au șters cu buretele. N -n 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 Vrei să spun o chestie, uite, niciodată nu m-am gândit prea mult la momentul ăsta. Când ne-am lansat noi, mă enervau cântăreții, știi, soliștii ăia care spuneau, că nu-i pe vremea, că vin puștanii ăștia și cumva vedeam în sufletul lor nervarea, frustrarea că nu mai sunt celebri. Mă, crezi că eu m-am relaxat așa un pic? Mi-am lăsat și barbă umplu cu șap că sunt ok. Deși am o poveste, băi, deci să caut poza asta dacă voi face și video, nu? Da, da, da o, o să -o pune, punem pune undeva. undeva. Aici. Deci aici, eram, aici, eram aici. în Thailanda cu, în vacanță, da. acum am barbă mică. Deci îmi lăsase în barbă de marinar de la uh -huh. da. Cu o pălărie de-aia thailandeză, de, -aia tailandeză de -aia, toate culorile, cu ochelari de soare, pe insula la la dracu, cu prietena mea, da? În fine, in the middle of fucking nowhere, da? Pe insula în Thailandă. ce ți spune? Că vin unii... Ah, Mihai, puteți face un poză cu... <laughs> cu <laughs> să mori, tu! Dar Tot cum? Are, da. Cum? Păi nu, că te-am văzut și ieri pe scooter. Ah, de erai cu... deja... Da, da, zic, și zis, e, uite, erai stocar acolo. Bă, ăștia sunt securiști. Ce norocoși, <laughs> și a trimis o vacanță... <laughs> Sincer să fiu, e o relaxare așa, să nu te mai știe toată lumea. N-a fost ușor când aveam 19 ani, da, noi aveam 19 ani când am început emisiunile la Antena 1 pe vremea aia și peste noapte, literalmente peste noapte, deci vineri eram nimeni cu buletinul în buzunar, sâmbătă, seara, duminică, dimineață eram Romania's Sweetheart sau cum erau un da, favorite da. kids, știi că aveam 19 ani. Și recunosc că pe vremea aia am apăsat sentimentul ăsta, că adică oriunde mergeam, mergeam la mall, mergeam oriunde. Se uita lumea după tine, se uita ca la mai știi? Și asta se mai uită, dar în sensul ăla, că cred că știu pe ăsta de undeva, știi? Da. Ce e mai, sentimentul okay. de familiaritate, așa, știi? Da. da, îl, da, da. îl mai iei. L-am mai avut și eu tot așa cu câțiva oameni cunoscuți, îi mai vezi pe la televizor, nu știu ce, și treci pe lângă el și parcă bă, îl știu pe omul ăsta și ai tendința să te duci la el pentru că îl cunoști, știi? Mm. <laughs> nu no, noi am, noi am avut avut te cunoaște pe tine. Da, noi am avut noroc pentru că eu aveam exact sentimentul ăsta. Practic, eram 19 ani, niște copii de la Brașov, mutați în bucurești deveniți vedetele lui Dumnezeu peste noapte, băi, și ne chemau ăștia pe la evenimente, pe la unșe, și țin minte și acum, bine, ne-am și prietenit între timp, l-am văzut pe alt preferat al acestei generații, Gabi Cotabiță. Da? <laughs> da nu da, da, absolut. Da. Un om extraordinar. Și exact cum spui tu, eu știam pe Gabi Cotabiță la televizor, ce faci, mă, Gabi, de la nave? <laughs> Cine ești? <laughs> exact. Așa, dar ne-am prietenit cu el și ne-a explicat șansa noastră că am lucrat la început cu niște oameni foarte deștepți care ne-au explicat și au zis pe voi aveți emisiune în fiecare weekend cu o audiență uriașă, când oamenii stau la masă cu familia, mănâncă, se uită la voi. Voi, mult timp de acum înainte, veți mânca la masă cu milioane de români. Așteptați-vă ca aia să vină, să vină rudele voastre, cei mai buni prieteni, apropo da. de povestea cu rudele din avion, știi? Și am simțit de multe ori chestia asta. Oh, da. ce Când aveam și atitudinea asta. Aia da. nu știu, n-am jucat un rol, știi? Da. Noi ne simțeam bine noi cu noi, Florin fiind prietenul meu din grădiniță, da. practic prieten de o viață și asta eram și pe scenă și la televizor și oamenii... Era natural, da, era se, natural se raportau asta. în același fel. O, ce faci, prietene? bine, ok, de viața noastră. Ați avut, ați avut vreun, nu știu așa, un model care să vă, să vă arate, băi, uite așa se fac lucrurile la nivel de notoritate și faimă? -ai zis, cum ai zis tu, ai avut 19, avea 19 ani. Cum ați navigat în chestia asta primele, primii ani, mai ales acolo când... A fost, a fost foarte greu pentru noi. Am avut și noroc. Practic... V-a ghidat cineva asta? Nu, cam asta, mă nu, nu. Ne-a ghidat viața până la urmă. La noi lucrurile s-au împărțit destul de repede. Și minte, a fost un moment, îți spuneam că la vremea respectivă singurul studio din țară unde puteai să faci muzică era la Sebeș, la Eddie Schneider, DJ Phantom. Toate trupele mergeau acolo. Biu G Mafia, 3 Sud-Est, Genius, nu știu, trupele wow, din, 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 din Cretan. Ciocolata! T -t 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 exact, <gri> da. Ciocolata! Uh, ca unul. Deci toate trupele astea de atunci uh -huh. mergeau la Sebeș, mai frumos, în curtea acestui domn cu un studio genial, venit el, venit, cetățean și român și german, venit cu scule din Germania, în fine. Am zis, atunci da. a pornit muzica pop românească. Uh, și țin minte, la noi, în trupa a fost un moment, noi ne pregăteam să facem un, uh, un concert de lansare la Brașov și a plecat să înspre și cu Florin, împreună cu Florin, cu mașina tatălui lui, o dacie din 70, de seama. Clasic. Ne, -nveneam, ne -nveneam cu pătura iarna când era frig în mașină, știi? E, însă, în același timp, eu trebuia să mă văd cu niște oameni de la o firmă din Brașov care voiau să sponsorizeze primul nostru concert. Și am zis, păi, trebuie să mă duc să semnez contractul cu aia, să ne dea și nouă bani, să facem un banner sau ceva de genul ăsta. Nu știu. Adică asta era sponsorizarea. Pe vremea aia, da, da, Sau da, da. da. să tipărim afișele. Uite, vă sponsorizăm cu afișele. Wow, ce Bartar, tare. Așa, da. da, exact. <laughs> și uh, eram la ieșirea din Brașov și am spus, băi, un pic, că n-are rost să mergem amândoi la Sebeș, că vocile sunt înregistrate, că ne-am vocile la Brașov, tu te poți duce să termini melodiile, eu mă să rămân la Brașov să fac un cu ăștia, ne vedem peste două zile și ne Ăla a fost momentul în care în trupa HiQ s-au împărțit rolurile forever. Florina a rămas cu muzica și cu studiourile, eu cu contractele și cu dealurile. și cu banii. <laughs> ușor, ușor, de-a lungul, întotdeauna fata, că a fost Dana, că a fost Nicoleta, a rămas în studio cu Florin și practic toată viața noastră, eu mă chinuiam să fac bani, ei se chinuiau să-i cheltuie. Și asta a fost povestea noastră, știi? De am învățat făcând singur, știi? Adică, nu știu, am avut un lucru în cu maica mea că e expert contabil, era ca ieșit la pensie și ne-a învățat să facem firmă. Știi? Deci ai avut un model. Da, e, da bine, mama, că s-a zis, da. bă, dar voi ce faceți cu banii ăștia? Păi, îi primim. Da. Mulțumesc, A erau... fost un șoc, nu? Când da. se tot adunau, veneau. E niște că erau, cred că au trecut 20 de ani, cum se s-a prescris, nu? Orice de asta cu bani. S-a prescris, așa, da, 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 exact. da, Deci, păi, te duceai la concert și venea unul cu niște bani în mână și, uite, banii voștri. Și eu zic mulțumesc să, să asta, că erau niște concepte astea. Noi am fost printre primele trupe care au făcut firmă. Deci noi ne-am făcut firmă ca să deducem TVA-ul, să ne luăm echipamente sau whatever, whatever. Știi? Deci trupele erau așa, în zona gri al <grii> legalității gri, sau neagră cu totul. Așa, venea, dar era și reversul medaliei. că te duceai la concert, nu știai dacă îți dă la bani sau nu știi. A, da, A, corect. Dar chiar mă gândesc acum, dacă e să facem o comparație acum cu să zicem. Da, vă reprezentați niște modele pentru generația Absolut. noastră, din generația mm -hmm. din 90. Toată lumea a crescut cu, cu voi. Dacă facem o comparație acum cu vlogării din ziua de astăzi, cu Shelly, vreau să că ai auzit de Shelly. Uh, da, da care uite, mă întrebai de de. Da. de, de uh, dacă cineva ne-a îndrumat. Da, am avut la televiziune, am avut un uh, tip foarte deștept, regizorul artistic al emisiunii noastre dar un tip foarte, foarte, foarte ștept, experimentat. Și ne-a zis o chestie, Gândește, ai 19 ani, te aruncă cineva la, televizio, la televizi televiziune, pe vremea aia, am zis, mi se pare că vorbesc de Evo Mediu, <laughs> erau trei televiziuni, nu exista internet, deci nu exista internet, punct. Da. Nu, da. Cred că exact, nu 5 sau ceva de genul ăsta. Nu știu da, era moment. foarte puțin, era dial-up. Da. da, era, la și da, era cu dial-up, da, da mă. Și erau Antena 1, ProTV și TVR1. Astea erau cele trei televiziuni. Pe noi ne-au băgat să facem emisiune în weekend la prânz, când pe TVR1 era bingo, pe TV era bingo. În sărăcia anilor respective, anii, finalul anilor 90, toată lumea a la bingo la televizor sperând să se îmbogățească. Da. Da. Luai un tichet cu 2 lei ce și zice acum, da, acum că... câștig o mașină sau câștig ceva. Deci, rupeau. Și pe noi ne-au pus să concurăm cu bingo. What the fuck? Adică pe bune, da. ce, ce șanse să ai? Că noi nu dădeam nimic la emisiune. Dăm voie bună, știi? Și după a doua emisiune audiențele însumate ale celor două emisiuni de bingo nu ne băteau pe noi. Deci wow. am, glorioși am fost. E, și acest domn, Laurențiu Rusescu, uh, regizorul nostru artistic, ne-a zis o chestie foarte importantă la 19 ani. Și a zis, băi, fiți atenți. Imaginați-vă, oricât de absurd ar părea, că în fiecare moment în care voi sunteți pe scenă sau la televizor, există măcar o singură persoană, un singur om, poate e nebun, nu poți să știi, care ia de bun tot ce faceți și ce spuneți voi. Și va face în tocmai ce Asta este responsabilitatea voastră. Pe mine m-a marcat. Uite, au trecut mai bine 20 de ani de atunci și pe mine m-a marcat chestia asta. Și am știut că în momentul în care devii persoană publică, bă, poate unul singur te crede. Mm -hmm. Toți spun râd de tine, ok, ești un nebun, ești o wow, atevă dar unul, unul te iubește, te crede și face exact ca tine. Tu ai responsabilitatea acelui, acelei singure persoane. Și asta ne-a urmărit, e adevărat. Adică, na, nu prea ai văzut tâmpenii pentru noastră. Bine, nu eram mm noi -hmm. stilul să mm -hmm. facem tâmpenii. Dar asta cu. Uh, eu am aflat de. Băiatul ăsta, Shelly sau Shelly. Shelly, da. ok. Acum că eu am făcut și jurnalism. Am văzut că, mare, toată lumea s-a ofensat că ce lecție a dat Shelly uh, sistemului, de, sistemului educație, de educație. Nu, da, cu, nu. cu presa. A, okay. Că el a dat o știre a, cu presa, cu că mașina, a avut nu? accident și că da. presa a luat-o. Bă, am o veste proastă pentru Shelly. Este total irelevant pentru presă. Uh -huh. Deci eu să fiu acum, nu știu, redactor sau orice, Bă, o știre despre un vlogger care a avut accident este una dintre. Sutele de știri nerelevante, irelevante, pe care le dai să umpli mm -hmm. site-ul sau timpul sau orice, nu o să-l sună nimeni. Adică el a făcut un părț. Ok, poate interesează pe cineva, am făcut un părț. Da. Vai, dar nu m a sunat? Dar din trei surse? Bă, fi serios! Eu vă spun sigur că dacă Mihai Marginanu avea accident cu avionul, îl suna toată planeta. Mm -hmm. Dar asta e diferența între un băiat care se crede vedetă, nu știu, are faluri, și nu știu ce are. că, da. are, are. că ok dar este irelevant la nivel de societate și de media offline, dacă vrei. Da, că nu știu, media offline, din punctul meu de vedere, are treabă cu guvernul, cu președintele, cu țara, cu vedetele în mintea mea care sunt relevante la nivel social mare, dar cu un băiat care pune chestii pe Facebook sau pe YouTube sau pe Instagram sau unde spune el, poate unele lez deștepte, poate unele nu, poate discutabil, este total irelevant pentru presa în ansamblul ei și pentru viața mea. Și l-aș sfătui pe Shelley să-și pună întrebarea pe care eu am învățat că trebuie să-și o pună un jurnalist de la George Prudean, un alt domn care a murit săra cu profesorul nostru la facultate, care ne-a spus așa, o știre este o informație care influențează viața societății la nivel relevant, la nivel uh -huh. macro, dar păi, dacă se Absolut. duce în IBIS, cursul Euroleu mă interesează. Dacă se schimbă vremea, e o știre, da? Uhum. Pentru că s-ar putea să am nevoie de anvelope de iarnă dacă plouă, dacă ninge în septembrie. Că Shelly a avut accident, nobody gives a fuck. E o informație mondenă. Ce este ceva așa, adică... Prima oară mulți se întreabă cine-i Shelly. Pentru că asta este o altă chestie a lumii în care trăim. S-au făcut triburi, nuclee, da. nișe. Și tu s-ar putea la tine în bulă să fii Dumnezeu pe pământ, cum spuneai tu, vai, vine Mihai Struț da. la emisiune. Bun, mulți... Absolut. Nu le pasă da. cine e Mihai Sturzu care vin la emisiunea ta. Corect. Mie îmi pasă, familiei mele, prietenilor mei. Nu ne pasă. Da, uite, oamenilor din generația noastră. Nu ne pasă, da? Dar s-ar putea ca eu să fiu total irrelevant pentru mulți da, oameni din de asta. De asta de te da. întrebam. Cu partea asta de notoritate și modelele astea veneam fix în întrebarea asta. Pentru că, uite, Shelley are... Uh, un număr foarte mare de uh, subscriber pe YouTube. Știi? Uh -huh. Moneda de referință în da. digitalul de astăzi. Uh, okay. da, exact. Adică, în loc să ai audiență la TV, acolo ai, nu știu, un milion de oameni sau nu știu uh -huh. cât, un milion de copii pe care îl urmăresc. Și așa este. Și el este alimentat de acea bulă. El, în același timp, și el are o responsabilitate. Responsabilitatea, aia, nu știu dacă a avut și s-au apucat să îl îndrume cineva către, către direcția respectivă, știi? Mm. Și asta mă gândeam, uite, diferența asta de... Să vede diferența și suntem acum la vârsta asta în care vedem diferența între generații, știi? Mm -hmm. Generații și cu adevărat ne simțim în altă generație față de generația asta tânără. Da, știi? așa este. Și cum percepe generația tânără notorietatea, faimă? Mm -hmm. Dacă vorbeam acum, vorbeam cu cu, alti, cu alți invitați și ziceau marea majoritate a copiilor când vor să facă mari, nu vor să mai facă viloți vor să se facă vlogări da, pe YouTube, da, pentru că da. ei asta văd. Știi da. și care este responsabilitatea omului respectiv. Iar un procent covârșitor. Și, și da, Când da. ne uitam pe niște cifre, 70-80% dintre ei, când sunt întrebați, chestionați pe baza, nu știu, ce vrei, care Insign, e domeniul în da. care vrei da. să activezi, YouTube sau star de YouTube sau vlogger, sunt primele chestii care le gură. Da, uite, eu îmi pun o întrebare <laughs> de, de îmi mult. Mi pare timp. incredibil, da. Uh, recunosc domeniul ăsta cu... Tehnologia cu YouTube, cu influenceri, mă depășește complet. Florin, fostul meu coleg de trupă, are o agenție, a făcut un fel de marketplace pentru mm -hmm. influenceri. El e foarte, a făcut și informatică, e mult mai pregătit ca mine pe domeniul ăsta. Deci am pus lui o întrebare și am zis, băi, uite, eu poate mâine îmi fac o firmă de vândut. Uite, de-asta ce aveți voi pe masă, de șters pe mâini, da? da? Avem, avem. Bun, și foarte te pregătiți da. Așa. Eu vreau să angajez un... Uh, influencer din asta? Da, să promoveze. Să promoveze, da. Și ce, bă, uite, îi dai 500 de euro și îi spune că se dă cu asta. Pe uh -huh. Ok. Da, zic, eu pot să-i dau lui un cod, de exemplu, să zic, uite, uh -huh. Shelly 20, da? Și cu Shelly 20, dacă tu intri pe site-ul meu, ai 20% reducere să-ți cumperi asta, da? Pentru că mie asta mă interesează să-ți cumperi, da? Deci, uh -huh. da, păi da, da, asta e altă chestie. Păi zic, care altă chestie? Că pe mine asta mă interesează să vând. Păi nu, da, una vizibilitate, ai vizibilitate, altceva ai vânzări. E. Uh, întrebarea la care eu cred că uh, o să ajungem cât de curând ca piață și ca business de publicitate este aceeași întrebare pe care am pus-o și televiziunilor mai demult. Uh, S-ar putea să fie anumite produse media, offline sau online, cu o audiență maximă, dar, dar cu o audiență a cărei putere de cumpărare să fie foarte mică. Uh -huh. Și atunci aceste produse media să fie total irrelevante. Uh -huh. Pentru că de ce ți-ai face tu reclamă la orice produs? pe un canal de YouTube sau un canal TV, mm -hmm. a cărei audiență nu are bani decât de uh, bere la pet și semințe. Adică, pe bune, Da. nu? Aici a... pot să vin să semi-contrazic asta... un pic. Da, uh, da pentru că, uh, într-adevăr, există partea asta, dar există și reversul medalii în care, uite și noi o vedem cu baschetul cu nba unde sportul a devenit mai puțin brutal, nu mai contează dacă e fault. Gata, te-am atins da. fault. Ce se întâmplă și de unde vedem în multe industrii că se schimbă, e un shift, copiii față de, față de noi când eram copii da. și nouă nu venea nimeni să ne vândă nimic, copiii din ziua de astăzi au acces la bani pentru că părinții le cumpără în mod natural. Societatea a ajuns la un punct la care părinții au bani să le ofere și pot să le ofere anumite chestii. E, Shelly și anumiți oameni, uh, ei de-aia sunt uh, secret invincibili și au puterea asta totală pentru că au în mână deciziile consumatorilor, adică a copiilor. E mult mai simplu să faci copilul să cumpere decât pe tine, Mihai, cu care ai, tu vii cu un set de întrebări foarte lungi, cu o listă, mă ajută, e bun, există competitor, bla, 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 bla. Poate pentru noi, cu o experiență mai mică, e o listă mai mică. Poate pe noi ne frairește mai repede. Dar copiii deci... sunt ai lor. A, deci asta e... Cam la nivelul ăsta copiii? este... Uite, e o chestie nouă pe care o aflu acum. Deci copiii, practic... Sunt cei mai susceptibili. Nu trebuie să... Sunt ușor influențabili. Nu au o experiență de viață care să pună sub semnul de întrebare veridicitatea unui produs, dacă este bun, dacă mă ajută. Îți dau niște exemple. Uh, toți copiii să joacă, da? Da. E, uh, ai fi surprins cât de mulți bani și uite, avem aici omul din industria da. jocurilor care ne-a fost... Uh, da. Am, am da. lucrat și în jocuri video. Okay. Da. A jucat, -o, a lucrat o bună parte în industria gamingului și acolo există o piață incredibilă. Te, poți să cumperi niște... Îți uh, perso customizezi personajul, păi cumperi atunci, niște chestii. Atunci Shelly are, are dreptate să fie lezat de faptul că presa nu a, uh, nu, -a nu a verificat uh, autenticitatea mm -hmm. filmețului lui. Dacă presa ar fi fost iți uh, Nickel Nickelton sau Disney Channel, mm -hmm. nu? Da. Sau un pic mai sus. Sau, de, nu, da, adică da, pe bune, de deci ce este, este super că n-au verificat Antena 3 și Digi? Frate, nu contează da. pentru publicul Antena mm -hmm. 3 și Digi așa Nu așa există. există și aveți dreptate când așa e. e vorba e doar de știri, absolut. De da. aia socială a părinților care totuși au bani. Până da. la urmă sunt, na. Cred că jumătate, 50% din da. populația României trăiește cu 1.000 de lei sau mai mm -hmm. puțin. Probabil că nu, nu. da. Deci aici vorbim, și el la rândul lui se adresează unor copii care au acces la internet, mm -hmm. unor copii care își permit și acolo brandurile să luptă pentru oamenii aceia care au bani respectivi. Da. Și jocul s-a cam schimbat. Nu vor, să le, nu vor nouă să ne vinde o mașină neapărat. E de ajuns să aibă sute de milioane de oameni, bine, n-are sute de milioane, dar zeci de milioane de oameni care se uită, de copii, dintre care e un pul foarte mare, mai, dacă îi vânzi un dezinfectant sau ceva care costă 10-15 lei, faci mai multă vânzare decât Am a vinde ceva mare. Deci, Totul s-a dus către... Da, mi-a plăcut mult cum ai zis de domnul Laurențiu și de faptul că v-a însămânțat ideea de responsabilitate. E, parcă asta a dispărut. Da, nu dar... se gândesc ce se schimbă când vii și le shameless -le, așa, fără rușine, le împingi niște produse care pe tine te ajută, mă, direct. Tu vinzi mai mult, ai mai mulți bani. Dar... A, mă rog, asta e și parte din capitalism, până la urmă. Este o componentă, a, mă rog, componentă. De vin, da? Vinzi cu orice preț, dar că, adică, Eu cred că există un moment în viața fiecărui, eu cred că e în jur de 30 de ani, când se naște în fiecare dintre noi întrebarea asta, băi, dar totuși, what's my legacy? Știi? Uh -huh. Ce las eu în urma mea? Ce naiba fac eu pe planeta asta? Da. A, absolut. Pentru că nu, eu nu cred, adică trebuie să fii, știi cum era definiția omului, e un mamifer conștient și social, știi? Uh, nu poți să fii doar social. Adică uh -huh. la un dat, conștiința asta a, a propriei persoane ca parte a unui întreg și faptul că ai o responsabilitate, eu cred că se naște în, în, în mulți. Și Dar... Cred că și egoismul ăla care l-ai când ești tânăr începe să se atenueze, să, se, da, se atenueze să, da, da. să simți un pic diferit, știi, societatea pe care știu. ești. Poate ai oameni care depind de tine, ai, ai alte responsabilitate pe care o simți gradual, dar atunci când te lovește faima, să zicem, da. responsabilitatea aia nu o ai natural. Cine s-a născut un om responsabil și serios cu toate cunoștințele în, în mintea lor? Crești, sigur că da. Crești. Și trebuie să știi cum să te adaptezi. E, uite, vă dau o veste foarte proastă, v-ați ales un invitat total greșit pentru lecția asta. <laughs> știi, acum mă gândeam, pentru că, uite, eu am, eu am o soră mai mică, da? Bine, mai mică, are 5 ani mai mică, deci o uh -huh. doamnă deja, da? Dar am citit undeva, sora mai foarte relaxată, spre o de mine, nu are nicio treabă, e boemă forever, știi? Și când eram și eu la vârsta mai lor întrebări, am citit niște cărți despre uh, psihologie și spuneau că există un sindrom al fratelui mai mare, uh -huh. care toată viața lui va avea grijă de cei din jurul lui. Deci eu recunosc că am acest sindrom al fratelui mai mare, să am grijă de oameni, da? și în trupe eram la fel, să am grijă de ăștia. Uh, după care, ce să vezi? În muzică și partea de persoană publică l-am prins pe Laurențiu Rusescu și el a fost cel care ne-a spus, băi, fiți responsabili, orice spuneți la televizor poate fi luat de bun. Ok. Da. După care am fost parlamentar. În semnătura mea, în votul meu, putea să însemne uh -huh. trecerea sau uh, picarea unei legi, uh -huh. care la rândul ei influența viața a milioane de oameni. Correct. Mega responsabilitate. Să vă mai zic de responsabilitate acum când am 200 de oameni în spate și suntem uh -huh. în aer pe mânuța mea. Deci, aveți în față un om pe care viața l-a testat uh -huh. mult din punctul ăsta de vedere. Deci nu cred că sunt uh, reprezentativ pentru mulți. Okay. Poate ar trebui să fie reprezentat da. pentru mulți. Asta <laughs> <Absolut. e ideea. laughs> Absolut. Da. Că adică... responsabilitatea asta, um, știi, unei oameni uh, nu știu cum să, nu știu cum să digere, practic, responsabilitatea. Unele o văd ca pe o povară, unele o văd ca pe, ok, e acolo, trebuie să trebuie să știi, să, știi, să, să o, am. Da, vrei un să spun reversul medaliei că mă frustrează foarte tare și eu cred că până la urmă o să mă bat în stradă cu cineva. Mă <laughs> foarte tare. ce și aseară eram, eu sunt aruncă țigările din mașină așa pur da. simplu. O oriunde, se poate... și simplu, opresc oriunde, și îmi vine să le atrag atenția, da. știi? Dar dacă le atragi atenția chiar și în cel mai politicos mod, uh -huh. sunt da, adică da. Cum să-mi spui mie așa da. ceva? Dar cine ești tu să-mi spui mie? că Și jos? cu toate astea, oamenii se adaptează culturii sau majorității în țara respectivă. Uh, vedeam oameni în în nord în țările nordice în care stăteau români. Uh -huh. Da, veneam spre România, uh, stăteau frumos uh, pe scaun. Dar aeroport, luăm aeroportul, că aeroportul da, vezi da, toate da, tipologiile da, de da. de acolo și le știi. Frumos acolo pe scaun, nimeni nu se ridica, anunța frumos uh, uh, doamna de acolo de la uh, zi, da. cum se cheamă? Nu de la da, carenica pe stația de aeroport. Nu crainica. handling agentul, da. Exact, agendam. mulțumesc asta asta căutam. Okay, da. Uh, agent respectiv, uh, oamenii se ridicau frumos, uh, se duceau către în șirindian. Uh, în uh, otopeni, buluc, zici că se vând, uh, nu știu, CD-uri uh, gratuite acolo sau să dau CD-uri gratuite, <laughs> ne. știi? Ne. Nu știu, nu e un exemplu foarte bun. Stai buluc acolo pe toată lumea, distanțare socială, acum nu știu, de zero, te arunci acolo și stai mă, că vreau să intru eu primul în avion, ca să stau jumătate de oră după aia, sau să fac un, să fac un dop în care nu mai știe, nu mai știu zile cum să-i să pună pe oameni da, mai da, repede. Da. Și aceiași oameni. Aceiași, aceiași da. oameni. De, am mers cu ei, uh, întâmplarea a fost la un moment dat, tot pe un zbor uh, uh, Malmo-București uh -huh. uh, și cu acea, cred că erau cam aceiași oameni, nu știu ce s-a întâmplat, cred că a fost la un moment dat un weekend și am venit, am zburat și am plecat. Mm, da, da. Am da. făcut așa un de asta scurt. Și erau, am recunoscut cel puțin 10-15 oameni. Și am văzut chestia asta și mă uitam la ei și nu înțelegeam cum, rahat, te, te îți schimbi pur și simplu tot ce ai învățat acolo. Și sunt foarte mulți oameni, tot, am tot văzut în ultima vreme în România... Adică vrei să spui că costruție. stăteau la, la coadă odonat? A, nu, în, la coadă stăteau în Suedia, da, buluc, ja, în, buluc în România. Buluc în România. Da. Și automat când vii în țară, tu vrei să-ți tratezi țara ca pe un gunoi, cum ziceai și tu, da. nu o să vezi niciodată la că o să arunci acum un, un muc de țigară în Germania pe, pe stradă, pentru că știe că o să primească amendă. Sau o să fie, fie ostracizat, Nu știu cum. Da, da, da. orice, Cineva o să-i zică. Din perspectiva, din perspectiva aia. Și nu o să vezi oameni care să facă chestia aia. Și de aici vine puterea modelului până la urmă. Că dacă tu în România vezi mereu că oamenii aruncă, aruncă și o mai chiștop pe jos. Da. Și e o chestie atât de infimă. E că adică e o chestie minoră cu zero impact pe asupra ta. Nu o să scrape mâna că l-ai pus într-o într cutie sau l-ai pus în uh, aia de. Eu am văzut de... și oameni care au scrumieră, scrumieră în scrumieră. mașină. Uh -huh. da. Au scrumieră, mai nici scrumul ăla, dar. Asta e, am și o poveste de asta. Mă duceam la Napoli într-o vară cald, rău, știi? Acum, acum știu toate detaliile legate de aeroport, avion, știu exact ce se întâmplă, știi? Și am ajuns cu uh, autobuzul lângă avion și așteptam să fim îmbarcați. Eu știam că până nu se termină alimentat avionul, nu ne lasă să, să ne dăm jos, că e o procedură, în fine. Nu ai voie să îmbarci cu, dacă n-ai și pompierii la autopen, whatever. Și știam că atumă, Napoli fiind aproape, mă gândeam că mai mult de 7-8 tone n-au cum să ia, în fine. Deci știam cam că durează, uh -huh. mai durează 5 minute. Băi, era o doamnă, spume, da, ține drumul, ne e cald, ne sufocăm, ne tratați ca animale, vai, nenorocire, românii ăștia, auto aeroportul, compania aeriană. Deci în jurul abestei mă, putut lumea. N-a durat două Eu nu am deschis ușile, am în avion, aer condiționat, frumos, relaxare. Bun, bun. Am ajuns la Napoli, o căldură de murai, ziceam, în mijlocul iulie în Napoli, o singură, în, în tot segmentul ăla de că fiind non-Schengen, asta e te verifică la pașapoarte, un singur ghișeu deschis. Ah. Am stat două ore într-o căldură, până am auzit-o pe doamna aia să zică nimic. nimic. Da? da? da. Să zică, băi, italienilor, dați-ne... Da bă, nimic. Vorba ta, perfect ordonați, fain frumos, si, 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 buongiorno, si, 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 si grație, grație, arrivederci. Și asta e chestia, e puterea colectivă până la urmă. Mm -hmm. Dacă tu te obișnuiești într-un stil, e foarte greu să schimbi mentalități. Dar în același timp, uite că vorbeam înainte să intrăm în, uh, emisie da. <laughs> în emisie editată uh, vor, vorbeam atunci că ai cât ai fost uh, hai că ai, ai mers literalmente peste tot în România da există vreun punct comun așa pe care îi unește pe români așa da adică toate păturile sociale cred că ai văzut da to toată lumea câteodată mi-aș dorit să mai făcut două facultăți dar nu mai apuc să le fac n-am niciodată țeandri niciodată psihologie și drept Uh, dar am observat, am înțeles că se numește, dacă fac vreo greșeală flagrantă, să mă certe. certe okay, uh, Nu e problemă, așa, e un safe space aici. Uh, aici. Exact, uh, experți în psihologie, cred că se numește Exemplu Primordial sau ceva de genul ăsta. L-am văzut și în, uh, cu trupa și l-am văzut și în trafic. De exemplu, ne dăm jos de pe scenă, în fața unei mulțimi de copii, de tineri, de... Toți am multiți, uite pe, uite pe... Uite. Toți au un pix și un creion în mână sau un telefon să facă uh -huh. o poză, dar nu îndrăznește niciunul, știi? În secunda în care primul a spart 1. bula, pac, toți dau grămadă, știi? Exact și în trafic, știi? Stai la coadă, stai la coadă, nu nimeni pe linia de tramvai. Bă, aici nu se mai circulă pe linia asta de tramvai sau oprit, tramvai, dar nu te baci, știi? E, în secunda în care s-a băgat un, bum, s-a zbat toată lumea. Acest exemplu primordial cred că funcționează foarte bine în a încălca regulile, uh -huh. în sensul în care, uite bă, un polițist care nu respectă regulile, păi ce sunt mai prost? Hai să, știi? Uh -huh. Dar nu cred că funcționează invers nu cred că funcționează în sensul în care, uite bă, unul care respectă regula. Hai să, știi, adică mi se pare un one-way ticket, da, știi? am înțeles. Adică în momentul în care cineva încalcă regula, în momentul ăla ne-a legitimat pe toți să nu o mai respectăm. Și din păcate, na, acum tot mă mai întorc către politică din când în când, au fost momente în țara asta, momente importante, în care au fost încălcări grave ale regulilor și de bun simț până la urmă, de la cele mai înalte figuri ale statului nostru, de la președinte, prim-ministru, mm -hmm. știi? Cea mai recentă, meu, o caminte, făceau toată lumea să în casă, să ne punem măi și a apărut poza aia cu jumate guvern la băute fără mască, fără nu știu ce, știi? Da. E, și este greu după, după aia să mai explici oamenilor, mm -hmm. da? Pasagerilor exact. de la Malmö sau de la Malmö, băi, am glumit, respectați regulile, da. știi? Îți sper sper sperți sper legitimitatea. Da. Nu da, mai ești da. legitim în fața oamenilor. Deci e total invers, nu ultimul scapă turma, primul scapă Pri, turma. Primul Strică turma. Da, păi gând, gândește da, la știi? turmă până la urmă, da, dacă o oaie da, da. începe să sară Zic în domn, sensul lor. Și-a adică, asumat ăsta deja că trebuie să facă asta, gata, facem și noi. Și după aia, pentru că asta, practic, distruge un întreg lanț de uh, uh, conduită socială, așa da, ceva. și de structură genul. socială. Adică învățăm de mici că uh, hoții fug de poliție și poliția prinde hoții. Really? Pe bune? acum da. două seri ne explică, de o săptămână încoace ne explică poliția cât de bine au făcut ei că s-au văzut cu interlopii noaptea? Adică, A fost o decizie bune. calculată. Da, adică, mm -hmm. for, adică eu astăzi suntem cu ochii pe voi. Dacă, dacă <laughs> îmi tai unul fața și intră către mine și mie mi se pare că e un pic mai lat în spate și mai tatuat și mai bărboț, stau pe fundul meu. Nu mă dau jos că poate e vreun interlop care e prieten cu poliția și poliția nu vine să Absolut. mă salveze, știi? Absolut. Ceea ce e foarte nasol, pentru că despre asta vorbim despre uh, structură și construct social, știi? Mm -hmm. Păi nu mai e niciun construct. E fie, da. fiecare pe pielea lui. și că momentul... E valabil doar pentru unii, nu e pentru da, toți. Da. Și după da. aia se duce în anarhie și în anarhie... Da, acolo eu cred că, că suntem aproape. Suntem aproape, da. 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 Eu sunt mai un pic mai optimist. Tot mă uit în state acum ce se întâmplă acolo și în același timp, uh, m, nu știu, mereu ne- am am avut revoluții, am avut oameni care s-au au murit pentru țară, au fost uh, o groază de proteste. Cred că mm -hmm. am avut proteste odată la 2 ani. Nu mai știu, cred că văzusem. Uh, era ori în uh, documentarul de la Recorder, 30 de ani de la democrație. Da, da, da. da Foarte da, bun. Uh, da, da, da. Și am segmentul, da. Tot segmentul ăla. Cât, cât am avut proteste. Și am avut mm -hmm. proteste și s-a da, exercitat da, partea da. asta democratică. n am fost în afară, cu excepția mineriadelor și a revoluției, și asta a fost atunci când era totul super hazy, Da. Totuși am fost destul de stabili. Adică mie mi se pare că chiar și cu drapajele din 10 august și așa mai departe, am fost destul de stabili față de alte țări. Da. Adică ne uităm în Statele Unite, un adolescent Belarus. cu arma Na. în Belarus, da, 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 da. un adolescent cu armă care împușcă oameni în spate, Black Lives Matter și așa mai departe, în Belarus... Da. Uh... Nici nu știu în Rusia, nici nu vreau să mai știu că acolo nici măcar nu vezi. Adică nu e da. transparență acolo. Și știi că este frică să ajungi la Pârnaie sau mort mai degrabă. Da. Da, în simt. Berlin, acum, uite, acum au fost proteste în Berlin. No, în... și la Londra. La Londra. Sunt, da. sunt, proteste. În același timp, uite, sunt un pic mai optimist. Totuși românul, nu știu dacă e neapărat uh, nepăsător sau... Uh, um, dar în același timp e într-un fel să ține acolo, știi? Da, mă, uite, în jur acolo, dar în jur în sinea mea sau cu prietenii la bere, știi? Da. Dar nu o să iau bere acum și o să-i dau un cap la vecin. Da. există diferența asta așa, nu știu adică, de exemplu, America a fost super violentă dacă stai să te gândești bine, în 90 atunci în New York era insane da. și totuși București, tu, dacă stai să te gândești bine uh, scorează între cele mai uh, uh, sigure orașe din lume. Da, da, așa e, da. Ceea ce, ceea ce este mare lucru. Apropo de Malmo, ce se întâmplă în Malmo Acum au dat foc la, nu știu ce, Coran uh, islamic. Am văzut, da. da. Ea, erau, uh, mi-am că atunci, și cu criza imigranților, că am prins-o, erau bombe puse în aproape în fiecare weekend. Fără victime, dar au puse wow. de, din sectorul irachian sau din, sec din sectorul respective între ei, și erau puse. Și atunci când l-a pus undeva în centru, intra poliția peste ei, dar să știa. Și era chestia asta cu atentate. Ceea ce, la un moment dat, era de new normal. Să vezi da. un atentat aici, a... uh -huh. n-am -am experimentat deocamdată, știi? Slavă sunt de. un pic mai optimist <laughs> față de români. Adică există violență, da, sunt foarte multe probleme. Avem, dar partea asta super violentă, românul nu cred că e neapărat violent. Da. În sine asta. Asta mă gândeam la punctul meu cum eu, eu, eu cred că, e, Eu cred că e violent așa, până la nivelul ăsta de ne ha, jurăm, să ne intimideze... De să... Să... Cât e gardul și, între da. noi, știi? Toată da, lumea absolut. e vânjoasă. Când -a Ai da văzut pe internet, jos? că tot vorbeam da, exact. de chestia asta, unde da, e un gard, gard peste care nu poți să treci. <laughs> exact. Nu știi din ce colț al țării te înjură sau zice ceva. Da, exact. Imediat, acolo are și, filtru. Și în online, dacă stai să te gândești bine, asta se vede cel mai bine în online. Dar acolo, gardul ăla este internetul. Da, și da, începi da, da, da. să înjuri și să arunci cu cât poți tu de mult. Pentru că știi că nu o să vină la ea, -o să vină acolo să da. se întâmple ceva. Ce, eu nu pot să împărtășesc optimismul ăsta, recunosc, dar cred că uh, noi așa putem ca societate să progresăm atât timp când nu ne zgulție cineva sau ceva, știi? atât timp cât avem o inerție în care fiecare morole își face treaba și mergem așa într-o direcție, suntem ok. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu cred că și, ne da. va fi ușor. Și ne, ne gândeam așa că mereu suntem negativiști, mereu vedem mm. băci nasol în România, ce nasol în România. Da, sunt foarte multe chestii nasol în România, evident. Mereu ne uităm în față, în față, mereu ne uităm în stânga hărții, dacă stai mm. stânga la hartă, no. nu ne uităm niciodată în dreapta. Um, recomand tuturor să ducă, să treacă prutul un pic, să vadă, mm. să vadă cum ar fi România acum. Mm -hmm. da, e o experiență, în... da. E o experiență. -am dus, când m-am dus la Chișinău prima dată, am crezut că nu e adevărat. Am simțit cum era Brăila la 96. Da, da, da. da. De, de, de excursie de timp. în timp. Da. Da. De excursie în timp. Și totul. Și de la... de asta, oborul lor acolo în care vindeau toate, toate prostiile. Bună să nu știu, ați cântat și în Chișinău? Cred că ați normal, scânta. normal. Uh -huh. Și, na, oamenii, cât erau ei? Erau practic tot români. Știi? Tot, da, da, da. Erau la fel. Numai că diferența era regimul. Uh -huh. și multe alte chestii. Dacă ai idee, adică da. vrei să te duci într-o excursie în timp, treci prutu și vezi ce se acolo. Da, nu. Benzina, e mai ieftin, ce e drept. <laughs> <laughs> și au ciocolată bucurie. Eu, uh, dacă ar fi așa să mă întrebai de o chestie nationwide, uh, un lucru bun despre țara noastră și despre structura socială în care trăim acum este că uh, există o permisivitate foarte mare, o, cum spun eu, o o libertate? O libertate, da. Adică un copil deștept, indiferent că se naște la București în sectorul 1 sau răi la uh -huh, Dâmbovița, uh -huh. Brașov, poate poate să reușească în țara asta, știi? Așa e. More or less, știi? Adică nu, nu ești acolo în faza în care băi, asta e, m-am născut sărac și trist, o să mor sărac și trist. Nu, în România poți să ai succes cu muncă sau cu influență, acum pe vremea mea da. era cu muncă, mai cu altceva, nu știu. Așa, dar asta mi se pare o, o chestie bună Și uh, am văzut-o în multe zone ale țării Și sunt oaze de succes așa Am o groază de prieteni virtuali Eu bătrâns cu Facebook-ul așa Și în vacanțe văd unde se duc oamenii acasă Păi te mir pur și simplu mm -hmm. Deci nu știu ce super director Pe la o mega companie Se duce acasă la țară, frate Deci pe bune la da, țară, da. țară, știi? O, ce dor mi-a fost de ai știi? Ceea ce e o veste bună pentru, pentru oamenii normali din țara noastră. Îmi scriu o groază de copii care vor să facă piloți. Băi, în România poți, po să te, da, poți faci pilot. Nu știu, în alte țări îți trebuie mulți bani, îți trebuie sute de mii de euro să te faci pilot. În România nu e așa scum. Care da. sunt pașii de a deveni pilot în România atunci? <laughs> Să-mi trimi un mesaj pe Instagram. Sau în întâi, <laughs> înainte de a ne spune pașii, de ne așa un de ce. Cum cum te-ai trezit într-o dimineață și ai zis, bă, gata, nu mai, gata cu microfonul, vreau eu să fiu pilot. Vreau nu, că asta a fost înainte microfon. Aha, deci, asta e pasiunea. Da, voi n-aveți cum să știți pe asta, că nu erați născut pe vremea lui Ceaușescu. Din nou, încă o poveste oribilă, bun, apropo de Chișinău românesc, da? Eu sunt născut în 79, deci la Revoluție aveam 89 aveam 10 ani. Bun, e, la 10 ani nu ești chiar cel mai responsabil copil din lumea asta, dar înțelegi planeta, da? imaginați-vă că eu am crescut la Brașov în spatele blocului cu prietenii mei de viață, care sunt și astăzi prietenii mei, într-o țară din care știam și de la părinții noștri și era common knowledge că nu poți să ieși, nu poți să te duci, hai mă la Paris, că vreau eu, hai la New York, hai la Malmö, uh -huh. hai la să vedem un meci de basket la Houston. Nu, nu exista această posibilitate în că nu aveai voie să ai pașaport. Aveam prieteni cunoscuți care se spunea că au fost în străinătate, dar nu, nu puteai spui hai mă, gata, Să la anul mergem în vacanță în Cel Italia, mult în știi? blocul comunist. Exact, da. puteai în Ungaria, Bulgaria, pe acolo, ăsta așa, știi? Dar nu era așa la îndemâna oricui. E, în condițiile astea, ca un copil de 7-8 ani ce eram, evident că vedeai avioane pe cer, cum le vezi și astăzi. Știi? Și, măcar mi-aș fi dorit în viața asta, măcar o dată, să fiu și eu într-un avion, când învățai geografie la școală, știi? Un avion, nu știu, care să meargă de la Paris la unde vrei tu, a... Roma, whatever, știi, un, un avion, să fiu și eu acolo, să văd cum se vede planeta de sus. Dar era un vis la fel de imposibil, între ghilimele, ca și când asta zice, hai bă, pe Marte, că am început așa să meargă pe Marte, poate apucăm și noi să mergem pe Marte. Da. E și imposibil, dar nici nu te superi că nu poți. Adică nu era mâhnirea noastră de zi cu zi, a, -a băi, ce nenorocire, ce, în ce țară oribilă trăim, că nu putem scălătoa. Nu, lumea și-a asumat această realitate, asta era, bun. Ești cumva asta a rămas în mine. Dar a rămas în mine într -un, la un nivel atât de profund încât, pe cuvânt, aveam emoții de fiată când eram pe un aeroport. Deci de fiată când eu crescuse, am început să ne plimbăm cu avionul, mergeam la concerte prin țară cu avionul, uh, aveam emoții asta de uh -huh. fericire, pur și simplu. Știi, mirosul ăla de, cum îi spune lumea, chiarosen sau da, da, jet fuel, da, cum îl da. știm noi că cheamă, Așa. Uh, și aveam 32 de ani când am avut această releva, revelație că eu nu trebuie să fiu pilot. Că a trecut viața pe lângă mie și nu m-am făcut pilot. Și mi-am luat o licență de avion din astea mici, de două locuri, patru locuri, șase locuri, PPL se numește, Private Pilot License, cu care voi este plimbi cu avioane din astea mici, mm -hmm. necomercial, n-ai voie să lucrezi ca pilot, nici nu visam vreodată. Am zburat ce am zburat practic orice. Când intri în... Probabil ca și în lumea voastră. Când în lumea asta, IT-ul, a podcastului, încep să știi pe toată Așa și cu aviația. Mm -hmm iau lumea atât de mică în România încât într-o săptămână știi pe toți care sunt piloți, care au avioane, care închiriază avioane, care repară avioane. Adică, na, mai ales partea de avioane. Puțină lume că avioanele mici sunt mai ieftine decât mașinile. Deci, na, asta e altă poveste. Și, da, și am început să zbor, așa, for Practic, orice prieten, chiar astăzi, după ce plec de la voi, să sunt pe prieten să-l întreb dacă pune și, el jumate de benzină, să ne dăm o oră cu avion, avionul ăsta mic. Trebuie să facem o Da, 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 e mișto. Așa, și am început să zbor mult, 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 însemnând, nu știu, 20 de ore pe an. Deci asta înseamnă mult. 50 de ore pe an era uriaș la avionele astea mici. Până când în 2017 eram deja deputat, când alți trei prieteni ai mei, piloți și ei, m-au rugat să mă duc cu ei la școala superioară de aviație civilă pentru că erau prea puțini să le facă ea o grupă. ca să fie măcar patru. Și măcar la teorie să mă duc cu ei, că mă roagă, mă roagă, mă roagă. Ok. Teoria nu era așa scumpă, și e valabilă șapte ani. Și am zis, bă, măcar la teorie, vin cu voia, teoria de ATPL, se numește Airline Transport Pilot License, deci cea mai înaltă comercial. licență comercială. Da. Și m-am dus cu ei, mi-a plăcut atât de mult, încât nu am putut abține din a învăța și ne-a zbura, învăța și a a învăța și a zbura, a, zbura și a, învăța. a fost foarte greu, recunosc pentru mine, la 37 de ani, practic am făcut încă o facultate. Da? Eu cu litere... Ai început cu... de la zero, practic. Gândește că eu... Da. Acum recunosc că trebuie să mai studiez un pic, dar la momentul în care dădeam examenul, eu puteam să-ți descriu ție zborul subsonic, transonic, supersonic, hipersonic cu tot ce se întâmplă, cu unda de șoc, cu presiuni, cu temperaturi, înainte, în spatele, unde deci eram asta dosa. înseamnă pasiune, da adică orice student ăsta la aerodinamică pe aici, îl băgam sub masă, instant pe zborul da. supersonic, da, ok uh, și am terminat în 2017, în august, am trimis mail singurei companii la care vreau să zbor asta era M-au chemat oamenii la interviu, am avut un interviu foarte greu la Budapesta, l-am luat, am fost foarte mândru de mine, că m-am dus într-o țară unde nu mă cunoștea nimeni, adică eram doar un nume pe o listă, da. ceea ce pentru mine și pentru, uh, cum spun eu, calificarea mea de pilot a fost foarte bine. Adică una e să iei un interviu în România unde te știe toată lumea mm -hmm. și altceva să iei un interviu într-o țară unde te interesează dacă tu știi să zbor sau nu. Și am început să zbor și iată mă, pur și simplu, îmi trăiesc visul, literalmente îmi trăiesc Literalmente, da. 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 Eu sunt mereu imit când îți văd storiurile, pozele după social media. Trebuie greșesc Pare... ceva acolo, că nu prea am fani. Uh, nu, nu, dar s-a schimbat paradigma. Oamenii schimbat, sunt, uh, nu? da, generația Z, acolo e dinamicitate mare. Aștia o să vină. Aștia Aici o să vină Plus că, vezi, din nou foarte puțini oameni poate să, știi, să, să relaționeze cu tine pentru că ei nu își dau seama. Uite, acum cu podcastul ăsta au mai aflat și ei, păi, it's ok, uite, un cântăreț, un om de radio, un om al politicii s-a dus, a lăsat totul și s-a dus și s-a făcut pilot și a reușit și acum este pilot pe și, linie de zbor. Și adică, cu, da. cu, toate astea, Mihai, și cum ai stai... spus, mai mare distinție. Exact, și cu toate astea, gândește, ai avut totuși patru cariere în 20 de ani. Adică mai mult sau mai puțin da. uh, Nu e ceva uh, Pentru oricine asta Nu e ceva clar, pentru oricine da. Dar asta Ești nu înseamnă Asta trebuie nu înseamnă că să... oamenii nu, da. pot, nu pot avea a doua carieră sau... Tu știi mm -hmm. că mie mi-era frică de treaba asta Deci uite noi am, Eu am avut șansa uh, Eu am prins perioada Deci eram în clasa a patra Când a fost Revoluția da. Deci odată că pentru mine Revoluția a însemnat schim, o schimbare La, la multe niveluri treceam de la învățătoare la profesoare la dirigințe, da? Treceam de la un sistem în care n-aveai voie să spui, la un sistem în care, ei, hey, a dispărut Ceaușescu, dracu să-l ia, jos Ceaușescu, oh, <laughs> Bă, E greu să explici acestor oameni că da. astăzi vrei să spui jos Iohannis, tu te dracu, e președintele nostru, am voie, am acest da. drept. Să spui jos Ceaușescu acum 20 de ani era închisoare pentru părinții tăi, direct, deci da. fără emoții, fără regrete, deci ăla era nivelul. Uh, e, și a fost un moment de chiar un turning point așa pentru mine, știi? Dar am avut șansa ca la noi în școala generală, la Brașov, la finalul clasei a patra, toți copiii din clasele a patra să dea un test la matematică și la română. Funcție de notele la aceste teste s-au refăcut clasele. În sensul în care cine a luat 10-10 a intrat în la 5a, cine a luat 10-10-10-9-9-9 în la 5 b cine da. a luat 5-6 eu... s-a da. dus la H, că Eram foarte mulți. Eu am fost la 5a, aflu la 5a-B toți prietenii mei de acum sunt prietenii mei din generală. Uh -huh. Deci, literalmente, prietenii mei de la Brașov sau din București, că ne-am mai mutat noi și alții, bun. După care, la liceu, am dat la cel mai bun liceu de uman din Brașov. Mi se părea, apropo de momentul ăsta, mi se părea că să poți să ieși din sistemul ăsta al nostru, vrea să știu o limbă străină impecabil. Și am zis, băi, engleză, ai, să știu engleză, știi? E, și m-am dus la o clasă specială de engleză care s-a făcut în acel an, pentru prima oară în Brașov, la admitere, nu, astăzi nu se mai dă admitere la liceu, nu? Nu. La deci, nici la facultate? Deci este greu să a, spui cuiva. La facultate nu, nu, nu se mai dă admitere? La, adm, Are rău, la admitere la liceu am fost 31 pe loc. Deci wow. pe 30 de locuri, la singura clasă de engleză din, cred că Județul Brașov, da, orașul sigur, am fost 930 de copii pe 30 de locuri. Și a trebuit să dai examen, să fii mai bun decât alți 30, practic, pe locul tău. Da. Și am intrat la această clasă. Norocul nostru a fost că. Uh, erau niște momente astea de experimentare și ale în sistemul nostru. Și aveam profesori și lectori străini în fiecare an. Practic noi făceam totul în engleză. Deci în afară de română și franceză toate, toate orele noastre erau în engleză. Uh -huh. Mate, fizică, chimie, istorie, geografie, totul era în engleză. Uh -huh. Aveam șapte ore de engleză pe săptămână dintre care două le făceam cu niște străini. Cu native uh -huh. speakers. Uh, Americani, englezi, uh, uh, au fost în fiecare nice. an să schimba, știi? E, și oamenii ăștia ne-au spus nouă chestie care era erau șoc în anul 95-96, când eu am intrat la 94, da? Spuneau, pregătiți-vă ca pe parcursul vieții voastre să aveți mai multe cariere, mai multe profesii. Uh -huh. Băi, mi se părea groaznic pentru că Taică mi-a fost inginer de petrol și gaze toată viața lui. Mai a fost. Toți părinții au fost. Toți, toți părinții părinți care au făcut da? Bă, acela și asta e că terminai o facultate, te ai la serviciu și asta era. În cel mai bun caz, Progresa administrativ. Adică, ta, că mi-a ajuns să se director, am dat, sau mai că mea de la contabil, am da. să se director economic. Acea scară. Da. Corporații sau, mă rog, Corporația de stat, practic. Aveai vechime, erai nu știu ce mai bun, dai niște examene și am dat director. Da. În același domeniu al tău, știi? Mă, mă, și pe mine m-a speriat chestia asta, știi? Zis, bă, da, cum n-ai să... Adică eu ce fac aici? Ce naiba învăț, știi? What the fuck? Noi am crezut că o să ne facem profesori de engleză, de asta am și dat la litere primii doi ani, uh -huh. așa. Am făcut litere, după aia am zis, bă, de vreau să fac jurnalist, citisem eu Hemingway, nu știu, am fost în Afganistan, ca să văd eu războiul în wow. la propriu, da, 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 am de două ori am fost în Afganistan. Așa, în Afganistan nu m-am putut abține și am zburat în cockpitul avionului, când... Erau multe chestii în mine, știi? Pe care, cu muzica, era hobby-ul nostru. Din, bătând țara, am zis, băi, dar ce fac eu pentru țara mea? știi? Iar astăzi îmi dau seama că nu sunt sigur că o să ies la pensie pilot. știi? Deși Credibil. îmi place de mor, mm -hmm. deși sunt bătrân, cred că cel mai bătrân first officer de la noi, că sunt toți au 25 de ani. Când bătrân! Da, da. Ce tare! Pune, da, da. Foarte tare! Dacă am o majoritatea cu... nu majoritatea, sunt mulți comandanți cu care zbor, care sunt mai tineri decât mine. Au 33, 34 uh -huh. de ani, 35. Da, da. Dacă da. zbor de la 16 ani, la 34 ești super Dumnezeu, mă știi? Uh, și asta e chestia. Adică, mie mi se pare că îți și ține mintea alertă. Uh -huh. okay? Și uite, apropo de aviație, asta e un lucru... Uh, S-ar putea să-i sperie pe unii care vor să facă piloți. Niciodată nu te oprești din învățat. Niciodată, tot timpul, tot timpul, tot timpul dai examene. Eu acum trei uh -huh. săptămâni. Povestea îți povesteam ție că am fost la Getwick exact, la Simulator, no. da. Asta e. Fiecare, la fiecare șase luni cineva te verifică ai componenta asta. Noi punem tot timpul accent, cam toți oamenii care vin la podcast, cam la tine nu mai zic, tu ești extre, exemplu extrem, că ai învățat să înveți și ai repetat procesul în patru și ai avut succes în patru domenii diferite. E cam, cam chestia asta reșa de la toți, ca să zicem o, o constantă oamenii, oamenii care erau de, de succes. No, să zicem că aducem oameni Mm -hmm. ca lumea, uh, toți aveau aceeași revelație. Mă, la facultate sau la școală sau așa, trebuie doar să înveți să înveți și să nu te oprești niciodată. Și te pregătește pentru, poate, pentru prima carieră, știi? Adică... Că... cel mai bun, ești exemplu viu. A, și parcă ai dat o din greu în mai greu, Ne ai ajuns pilot. Da, dar uite, asta cum să înveți, să înveți, tu știi ce diferit e? Pentru că inclusiv la școala de aviație, colegii mei sunt mult mai mici decât mine. Adică prietenul meu cel mai bun, Cristian, e pilot acum, uh, cred că are vreo 10 ani mai mic decât mine, ceva de genul ăsta. Uh -huh. Noi învățam diferit. Eu da, învățam... Deci de seamă cu noi, practic. No. Da, deci eu împrintam, eu împrintam toate manuale. deci eu toată viața mea am învățat de pe hârtie cu pixul în mână, uh -huh. asta am învățat de pe telefon. Incredibil! Da, da, da. da adică, da. Da, da, deci uite ce cultural clash sau da, technological da, da. clash între doi oameni impecabil. Deci el ne-am luat examenele amândoi la fel, deci foarte bine. Eu veneam cu manualul, uite te un manual printat și asta era pe este, mă, că e acolo, de aici, știi? La un moment dat, cred că l-a și certat un profesor și era a cu telefonul în mână și zici, mă, că e o notiție. Toată discuția asta s-a dus într-o întrebare care vreau să, să discutăm despre partea asta de specializare, știi? Știi pe Malcolm Gladwell? E un, un scriitor care a venit la un moment dat, a scris foarte multe cărți, uh -huh. dar vine cu un concept de cele 10.000 de ore, că ai nevoie de 10.000 de ore să devii specialist. Și da, în orice toți, domeniu. În orice domeniu, da. știi? Așa mă rog, e popularizată de el, nu e scrisă de el, Absolut, dar da. partea asta de specializare, știi? Și acum a început asta cu aviația și zice că trebuie să înveți. Să poți... Și aici, la aviație, cred că poți să cuantifici mult mai bine chestia asta, că chiar ai nevoie de orele respective da, să devii da, acolo, știi? Un comandant, probabil cu foarte multă experiență, vine și cu o bonificație la sfârșitul, nu știu, 20 de ani de carieră, cu, nu știu, 15.000 de ore de zbor. Da, sau așa, este, genul ăsta. așa este. Și omul a deja. Pentru că, na, are cele ore. Cum te vezi tu? Și ai, într un fel ai răspuns un pic la întrebare, dar ai vrea să rămâi, să te specializezi în aviație sau vrei la un moment dat să pivotezi către altceva? Care ar fi următoarea nu a, a cincea? Deci, uite, apropo de aviație și de ce... The fifth element. Uh, deci, asta e o chestie pe care eu am încercat să o transmit multor oameni cu care am interacționat. Pentru mine visul ăsta de a fi pilot era un vis foarte confortabil atâta timp cât era de neatins. Pentru că mai era greu, adică pe bune, niciodată nu m-am gândit că voi putea să învăț atâta mate și fizică, niciodată nu m-am gândit că voi putea să trec prin atâtea interviuri și atâtea examene, deci dai de examene, nu pentru licență, dai 14 examene la școală, 14 examene la autoritate, toate grele. Ca să vă fac uh, o comparație, există în lumea asta uh, cele două autorități mari, FAU american și ASA european, Practic pe cele 14 materii, ai, nu știu, navigații, comunicații, whatever, 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 principii de zbor, au făcut niște baze de date cu întrebări, care sunt cumva oficiale. Știi? Adică există software să te antrenezi mm -hmm. în aceste întrebări. Știi? E, în America există o bază de date de vreo 6 sau opt mii de întrebări. Da? Mm -hmm. Cât te Câte credeți că sunteți în Europa? Că sunt în Europa. 2000. 24.000 de mii. 24, oh, două, 24. Două, mult mai 24 mult de mii de mii. Mai, mai puțin fi, fi, no, noi suntem Dumnezeu wow. cu birocrației. Deci, 24.000 de mii de întrebări, nu știu, într-o viață, mă gândeam, bă, Ok, cineva spune, cam de aici s-ar putea să spice. Hei, da. you're safe. Ok, hai să nu uităm pe stele. De mine, da. Deci nu sens să fac, e un soft, o aplicație, Aviation Exam se numește. E, și vă rog să mă credeți, când am deschideam prima oară un manual, nu înțelegeam, nu, eu am făcut engleză, da? Deci cred că am voie să-și predau engleză în România. Nu înțelegeam ce, voia, ce a spus autorul. Da. Bă, nu, Vorbele nu aveau sens, în mintea mea. Și era foarte, foarte greu. Dar partea bună este că atâta timp cât dai examene, îți menții creierul super antrenat. Deci sunt foarte puține domenii în lumea asta, nu știu, luați un domeniu, contabilitate, da? Bine, hai să nu cum mai că mi examen. Da, examen. de examene, Trebuie să dai examen, da? Da, trebuie să dai examen contabilitate. Nu i bun exemplu. Sunt multe domenii în care, băi, ai făcut, terminat școala, ai făcut, te specializezi apropo Vre. de cele 10.000 de ore și asta e, dai înainte, dai înainte, dai înainte. În aviație, în primul rând, că dai examen non-stop. În al doilea rând, uite, m-am prietenit pe Facebook un domn, pilot român, a zburat la noi, după aia a plecat prin Orient, a ajuns instructor, examinator, îl invitau companiile când lansau un model nou de avion, de genul, aha, aha. nu știu, A380, Boeing 787, deci la nivelul ăla, wow. să fie în prima echipă de piloți care zburau de -al, în jurul lumii, da? Și m-am prieten cu el pe Facebook și îmi tot scria. Și mi-a scris o chestie foarte frumoasă. Și a zis, ce, pregătește-te ca în aviație să înveți toată viața ta de acum înainte. Și îmi povestea, ce ultimul zbor, mă întorceam, nu mai știu, Singapore, ceva așa, zice, și tot am mai învățat o chestie nouă. Știam că e ultimul zbor, știam că ies la pensie când aterizez, mai și am mai remarcat o chestie nouă. Deci nu există în aviație unul să spună da, mă știu eu totul. Uh -huh. Deci asta e o chestie foarte bună pentru mine, că mă ține live, știi? Tot timpul înveți. Tot timpul, tot timpul, tot timpul înveți. Adică să... despre, în primul rând, despre avion în sine. Deci avionul în sine este un univers. Nu uh -huh. că, în afară de niște, așa să numesc, memory items, deci tu trebuie să știi niște chestii by heart, să le visezi noaptea. Instinctiv. Da, care se referă la niște situații abnormale, da, așa să-mi Da, bun. sunt puține, adică, whatever nu știu ce să zic, winchir, da? Sau ce, trebuie să știi ce ai de făcut. Dar orice altceva e manual. Tu și papa. Pa. În aviație este complicat să știi unde să cauți. Deci nu e așa, mm -hmm. am că am auzit eu de sistemul hidraulic. Nu, dar să ne uităm la, de exemplu, la Airbus, avem trei sisteme hidraulice, fiecare cu un cod de culoare, green, blue și yellow, dar fiecare face altceva, dar care îl activează pe ăla, dar care și intri acolo și vezi că pompa nu știu care face ceva, știi? Tot timpul înveți. E, asta s-ar putea să-i sperie pe mulți. Pentru că nu-i la îndemână omului Absolut, absolut. Adică, da. Dar e frumos, adică pe mine asta mă ține. Și uh, o altă chestie, în mod, tot timpul când, gata, m-am terminat, mi-am făcut și type rating-ul de erba, știu să zbor erba, să aș putea fi comandant. Păi și fix atunci, vine momentul ăla în care zbor cu unul care e sătul de zbor pe planeta asta și vezi că mai mult, mult până acolo. Deci aceste 10.000 de ore de experiență sunt, uh, eu cred, în orice domeniu, sunt super vitale. Uh -huh. Mm -hmm. Dar, pe de altă parte, nu știu dacă visul meu peste 5 ani va fi să, să fiu pilot. Și de aici începusem. Atâta timp cât aviația a fost un vis de neatins, mi era foarte confortabil mie. Că băi vreau să mă fac pilot. Bă, ce mișto ar fi să mă fac pilot? Cumva, spunându-mi mie, nu voi fi niciodată pilot, deci este foarte mișto să visez atât de sus, știi? Uite, mm -hmm. am atins visul. Și eu de vreo 2 ani încoace sunt în căutarea următorului vis. Foarte recunosc. tare, interesant. Da. da, uite, asta este un. Uh... Un asta e o caracteristică a multor oameni. să, să de un valoare, vis da. mereu, să-ți cauți o aspirație. Da. Pentru mulți era când se trezeau dimineața, nu știu, Gary Vaynerchuk, îl cunoști? sau E un da. Uh, da, ins da. Gary Vaynerchuk destul de popular, mai ales pentru generația tânără, uh -huh. care le zice așa pe șleau, și, tu, și mie îmi place că da. ești foarte direct și mereu mi-a plăcut asta, de aia ne-am bucurat să vii aici. Și el uh, mereu zicea, eu o să dețin New York Jets, echipa de, da, da. de, de baseball, mi se pare, da. nu? E și... Toată lumea întreba când o să o cumpăr, când o să o cumpăr, că deja are o grămadă de bani. Uh -huh. Și am zis, băi, băieți, eu nu pot să cumpăr New York Jets, că asta mă ține în viață pe mine. Eu... Și așa, asta e sentimentul Motorul. care mi l dat, da, dar Știu da, da. că pare, pare ciudat, apropo, iarăși mă întorc la liceu. La un moment dat, la franceză, profesoarea de franceză, la teză, scrieți un eseu despre sentimentul pe care îl trăiește alpinistul care atinge, atinge vârful Everest. Băi, la oman eram patru băieți și 34 de fete în clasă. La, când ne făceam engleză Tipic. principal, da? La franceză eram jumate, la, ger la germană cealaltă jumătate. Deci cred că la engleză eram doi, la franceză doi băieți și vreo 20 de fete, da? Bă, și toată lumea, extaz, suprem, fericire, împlinire, whatever. Bă, eu am scris un eseu mega trist. Bă, Cu... depresiv. Unde e următorul da. Vârf, nu? Și profa, eu fiind un tip super pozitiv și profa mă iubea și știam și traduc, whatever. Deci, ce Mihai s-a întâmplat cu tine, știi, adolescență, mm -hmm. na, să ia profesoara deoparte, ești ok, nebunule, te-ai îndrăgostit, Te-ai îndrăgostit, da, asta, da, este, este că adică, da, este primul da, diagnostic. Da, ce e cu tine de super, de adică, ce să scrii că ăla e cel mai nefericit om și că la practic a murit. Și -a zis, un observ, pentru un alpinist, deci reducem omul, punem un modul, spunem că este doar alpinist, da? Că asta mm -hmm. a fost tema eseului. În momentul în care era atins vârful Everest, el nu mai are să atingă. E game over. Practic. Da. Este game over. S-a terminat. Felicitări, ai terminat. Da. Ce este el când se dă jos de pe vârful Everest? Da. Știi? Da, uite, chiar mă duceai cu gândul acum, că miștoasă. discutam uh, mulți, uh, zice de 30 de ani, da? Și uh -huh. nu e întâmplare că da, încep da. să ai chestia asta și să ai un imbol să faci altceva și să încerci. Există mulți oameni care în momentul de față și din bula noastră, și oameni de uh, care au ajuns la un moment dat să aibă un anumit succes la vârsta lor, au muncit 10 ani, au rupt, au ajuns ceva undeva, uh, manageri, uh, specialiști și așa mai departe în domeniul lor. Și la un moment dat, ei uh, simt un declic. Și văd asta din ce în ce mai des. Mulți mulți tineri, vârst, uh, asta e criza vârstei uh, nu-mijlocii de o treime, așa. Da, știi? Da, da, da. Să zicem, în care nu mai vor să mai facă chestia asta. Să simt, uh, să simt acolo, să simt că. Nu se mai regăsesc în meseria pe care au vrut de, mm -hmm. de, de la facultate să facă chestia aia, au, au investit enorm de mult timp și deja și am foarte multe exemple, prieteni care pur și simplu au făcut un shift total. Au mm -hmm. zis, băi, eu nu mai vreau să mai fiu în corporație, vreau să mă fac pictor, știi, sau alte da, chestii da, de genul ăsta. Da, da. Tu ai făcut invers, ai fost întâi în partea asta de creație, <laughs> da, de muzică da, și după aia da. ai dus în partea tehnică. Da. Uh, dar foarte mulți oameni, și cred că tocmai ce zicei tu, și cred că duce discuția foarte bine în partea asta de probabil că aspirația care au avut-o ei pusă, ținta aia era mult prea joasă. Da, au atins-o. Și s-au -au dus imediat acolo, au văzut, s-au urcat pe la uh, imaginar da, pe uh -huh. care l-au avut, s-au uitat în stânga, s-au uitat în dreapta, ok, și acum ce fac? Da. și își pierd busola. Știi? Da, da, da. Dar înainte da, da. să-și pierdă busola trebuie să facem o pauză publicitară. Wow, okay. incredibil. Deja am ajuns la o oră. Wow. Și te ține în viață chestia asta. Adică, eu trebuie să -ți țintești. Bine, eu sunt de părere că trebuie să -ți țintești totuși către o țintă cât de cât recebal, așa, adică nu nu poți să te duci o să mă duc pe Marte acum, știi, cu toate că el la așa mai... Am 1.50 uh, și mă fac super model. Uite. Am 1.50 și mă joc basket și <laughs> dau exact. dunk, știi, nu? E mai complicat. Trebuie să știi totuși limitele pe care le ai și tu. Eu am avut o experiență, uh, vă povesteam de proiectul ăla cu modelul meu, am... Corect, Că da. nu a auzit multă lume. În fine... La un moment dat, în visul meu de a Proiectul salva de educație non-formală. Da, proiectul de educație non-formală. Exact m-am gândit eu că această generație de adolescenți, studenți, whatever, în zona asta, învață mult mai mult live de la modele de oameni pe care ei îi respectă, îi acceptă ca uh -huh. fiind modele, din experiențe directe. Conținea o emisiune TV, o emisiune radio, întâlniri în licee și facultăți, un site și o campanie genul Red Product, Red Line, în fine, pentru autofinanțare. N-a funcționat, am încercat să... M-am. în perioada în care știam pe toți directorii de televiziune și toți directorii de radio de radio. -or. Deci eram la un telefon distanță de oricare dintre ei. Pe vremea asta sunam. Mm -hmm. Da. <laughs> nu <-i> exact. <se> whatsapp <laughs> așa. Salutez că vin pe la tine, vreau să arăt un proiect. Dar care a fost ridicența lor? Care, care a fost primul lor. Că e educație. Punct. Și a zis că, bă, educația nu face audiență. Educația nu face audiență. Da. Și mi a zis, băi, atâta timp cât e un conflict, unul mi-a dat un exemplu foarte clar. Și a, zis, -a era cântăreața Nikita. Nu știu dacă mai <laughs> Wow! Doamne, mai frânt. Dacă tu o convingi pe Nikita să se bată cu cineva aici în stația de tramvai, venim, filmăm, facem super audiență, ești zeul nostru. Nu vrem cu educația, nu? E foarte... Deci unul mi-a spus, ții -mi o chestie care m-a impresionat. Și a zis, băi Mihai, zice, nu cunosc pe nimeni altcineva care se gândească la asemenea lucruri pentru țara noastră. A, sunt foarte mândru că suntem prieteni, mă bucur că te cunosc, că ai venit, că te-ai gândit la mine să mai arăți proiectul ăsta. Nu cred că o să-l facem niciodată. E, și eu nu m-am lăsat, că eram eu, da, dacă și o da, calitate da, e asta, da, că da. nu mă las, știi? Și am zis, ok, nu se poate. M-am dus la marile ONG-uri, știi? Erau pe vremuri, Patriciu avea un ONG super șmecher, în fine. Corect, bon. da. Bun. Am stat acolo, prezentam, cu, da, da, sigur, ne auzim, nu m-a sunat nimeni niciodată. M-am dus la ONG-uri mai mici, făceam prezentarea acestui proiect în tot felul de conferințe din astea despre să trăim mai bine, da. să fie bine pe pământ, hop și eu cu proiectul meu, știi, să-l prezint. Poate, poate au de cineva. Și uite așa, din conferință în conferință, din Prietenire în prietenire, prietenire m-au invitat niște oameni de la o tot așa un ONG, axat tot pe educație non-formală, la un fel de tabără de copii deștepți. Păi da, o tabără de copii deștepți, exagerat deștepți. Uh -huh. Așa, păi da copii, deci toți terminau liceu, erau în clasa 12-a toți erau deja acceptați la Oxford, Harvard, wow. de ăștia. Deci mm -hmm. se gândea. Cum noi la Brașov ne gândeam dacă să dăm la Cluj sau la București, să se gândeau dacă să accepte să rămână în Anglia sau să zic în America. Deci ăsta era nivelul. Okay. Olimpicul Dumnezeului la chimie. Nu știu care. Deci numai da. spuma. Da. Copii genial care au această tabără și trimis de părinți, de școli, de ONG-uri, de whatever. Unde eu am fost invitat și ca speaker, dar așa cumva să le arăt un proiect, cred că și ea s-a mă, că se gândește cineva și la voi. Dar eu am stat, pe de altă parte, am stat să văd și eu alți traineri care erau chiar traineri-traineri. Eu m-am dus acolo să arăt un proiect de ceva, de educație, știi? E, și un tip irlandez, țin, apropo de visul meu cu aviația, că de acolo a început, a făcut un exercițiu care se numea Ziua Perfectă. E foarte mișto exercițiu, ăsta îl recomand oricui. Se făcea în doi, uh -huh. da? deci rând pe rând, uh, stătea stăteam față în față, față unul scria, unul vorbea. Și spune așa, exercițiul ăla descrie ziua ta, o zi perfectă. Cum îți imaginezi tu ziua perfectă pe o planetă nouă? O planetă poate să fie orice planetă vrei tu. Deci tu descrii planeta asta. Nu există limite. Poți să fie o planetă numai cu apă, numai cu deșert, numai cu păduri, numai cu orașe, poate să fie o planetă mică, o planetă mare, cu oameni, fără oameni. Mm -hmm. Cum vrei tu ce planetă să fie? Deci e planeta ta și tu descrii ziua ta perfectă, în cât mai multe detalii. Băi, și un exercițiu foarte tricky. Pentru că zici, mamă, ziua perfectă. Păi știu, mă, ce vreau să fac în ziua perfectă. Mamă, ce tare, ziua perfectă. Pauză. Bă, și stai. Zic, ziua perfectă. Mă gândeam și eu acum la... Ziua perfectă. Ziua... și... Zi, ca să te ajute, spune, da, ok, la ce oră te trezești? Cum arată locul în care te trezești? Adică că mm -hmm. chiar aveai nevoie? Băi, deci mi-am dat seama ce blocaj ai în momentul în care ai, ai libertatea supremă. Asta e. În fine, și încep să-i povestești. Faza mișto este că în momentul în care te pornești, sau cel puțin așa mi s-a întâmplat mie, vine și o voluptate. Adică îți imaginezi ziua aia perfectă, o vezi cum ești. știi? Eu aveam vreo 30 de ani când mi-am dat seama, în aceste, făcând acest exercițiu, la final, când ziua mea perfectă nu aveam concert. Ceea ce era șocant pentru mine, fiind în vremea de maximă glorie, și mm -hmm. ci eram pilot. Și în fine, alte chestii legate de cunoaștere, în fine, alte povești astea. Băi, și am plecat de acolo, convins că trebuie să mă fac pilot, că e ziua mea perfectă. E, mai este un final al acestui exercițiu, foarte mișto, pentru că tu practic rămâi cu ziua perfectă scrisă. Știi? Și pur și simplu, o scrie ăla, că scris în mâna lui, că așa, la după aia îți povestește el ziua lui perfectă și o scrie. și tu poți să îi practic, ziua perfectă și el o scrie. Da, și el o scrie, da, ca să rămâne scrisă. Bun. și sunt câteva chestii pe care, cu cât le înțelegi mai repede, cu atât ești mai fericit, de ziua ta perfectă. Șocul absolut este că în ziua mea perfectă, nu se regăsea absolut nimic din ce făceam în fiecare zi. On daily basis. Băi, este șocant. Deci în ziua mea perfectă eram cu prietenii mei, zburam, exploram nimic din ce faci on daily basis. Mm -hmm. nu, este, nu, a fost în ziua mea perfectă. Ceea ce a fost devastator pentru mine. Pentru că, având acele repere, am început să mi-l aduc eu în viața mea. Și am zis, bă, dacă eu aia vreau să fac, eu vreau să mă fac pilot. Ok, prietenii, ia. Asta, bun. Ar trebui să mă vă mai descuie. Așa este. Ai început să sincronizez da. viața actuală cu viața mea. proiecția mea. După da. care, a doua chestie este că acel altă al tău, acel tu care trăiește ziua ta perfectă, bă, nu prea ești tu. Este un tu mult mai mișto, mult mai pregătit, mult mai educat, cu o licență de pilot în cazul meu. Știi? Și ai zis, bă, da. Deci, ca să-mi trăiesc ziua mea perfectă, trebuie să fac niște schimbări și în mine. Nu? Ca să. să Pot da. da, să mă pregătesc? Da, să mă pregătesc pentru ziua mea perfectă. Și a treia chestie, și uite, apropo de asta, cred că ar trebui să revin asupra cu voi astăzi. Uh, Ne-a spus tipul, la irlandezul, ai zice și vă doresc din tot sufletul vostru să trăiți această zi perfectă, să, vi se, să ajungeți să o trăiți, pentru că nu va fi momentul în care să faceți din nou acest exercițiu. E, pe mine această zi perfectă, faptul că era uh -huh. în ziua perfectă, m-a ținut în viață, știi? În viața asta de... Ți-a dat o speranță, o chestie da, exact, pe care stii, să te arde focul, focul, ala, focul da. continuu, știi? Uh, acum nu uite, ar trebui să mă gândesc chiar... Ce aș face în ziua mea? perfectă, da. Da, da, da. Și pe de altă parte, nu știu, era o frază într-un film ăsta, l-am văzut pe vremuri, nu știu ce, film Fringe, există filmul ăsta, cu cu două universuri paralele, da? Da, da, da. Să mă ascultăm. vechi, da. Da, vechi. Abia l am văzut. Ai un backlog acolo de filme și jocuri pe care trebuie să le încerci. Și spunea oia că dacă poți să-ți imaginezi, înseamnă că nu e imposibil. Da. Da. Puternic exercițiu. Da. Și ce s-a întâmplat până la urmă cu, cu proiectul? În, ce, în ce... Da, cu proiectul, da, așa, și așa am intrat eu în politică. Bun, și după ce m-am tot chinuit cu proiectul ăsta, că băi, nici nu vrea nimeni să facă educație. Și am zis, păi, trebuie să existe un șorcat. Ok, am înțeles, am încercat the right way. M-am right dus la televiziune, la radio, la... Nu. Am obținut uh, ajutorul unui prieten foarte bun al meu, Mihai Drăganul îl cheamă, are o companie asta de IT, nu știu aici, știți, e de pe vremea mea, s-ar putea să mm -hmm. nu mai fie ceva la modă în zilele noastre. Așa, pe vremea noastră era MB Drăgan, era o companie foarte șmecheră. A, MB Drăgan, da. Așa. Să facem partea de online. În capul meu vreau să fac un alt Facebook. Mihai mă tot comicea că există deja Facebook și că trebuie să facem acolo o comunitate. Nu înțelegeam conceptele astea. Și partea de comunicare, PR și nu știu ce de la Graffiti BBD&O sau divizia lor de BBD PR. BBD&O, da. Care nu mai știu cum se numește ceva. The practice, cred că se numește, da. Uh -huh. Așa se numește, da. Așa, bun. Uh, dar era insuficient. PR, practice. Da. <laughs> da. Adică nu puteai să faci cu un site și comunicare să salvezi țara, știi? Am zis, băi, trebuie să existe un shortcut, trebuie să existe un agenda mea, că aveam uh -huh. foarte mulți oameni, și nu, nu aveam numele de telefon, dar știam pe președinții țării, unul care, nu știu, să aibă puterea să sună pe un proprietar de televiziune și spune, bă, încearcă și tu proiectul ăsta cu băiatul ăsta cine. șase luni, Hai să o face, te rog eu frumos că, că poate este ceva. Bun. Și evident că l-am găsit pe unul politician, așa, care eu mă gândeam că are destulă de putere și destule de conexiuni, dar nu era cine știe ce, adică era deputat și dat pe la el pe un partid, uh -huh. ceva, vice, vice, ceva, stânga, stânga, spate, spate, știi? Bun, l-am sunat pe omul ăsta, destul de tânăr, adică nu era politician din, din vremea Cretacicului. m-am dus la el la birou. Eu, ce deci, eram cu laptopul și cu, asta, cu prezentarea, visam noaptea pe proiectul meu, știi? Uh -huh. Și zic, băi, fii, Andrei, am și eu un proiect, uite, la asta m-am gândit eu, cred că putem să facem o chestie așteaptă pentru țara noastră. I l-am arătat, m-a ascultat foarte atent, ceea ce pentru politicieni este ceva rarisim. Au, uh... Zic, da, 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 e foarte bine, foarte bine. Vorbește cu asistentul, nu? Asta a stat, m-am uscat. M -am, m -am. Și zice, băi, ce am o veste bună și mai proastă. Zice, vestea bună este că proiectul ăsta tău poate fi făcut. Vestea proastă că trebuie făcut de un guvern sau de o țară, că nu e așa ce vrei tu să faci. Uh -huh. Și că trebuie să intri în politică dacă vrei să faci asta, pentru că este o parte de un program de guvernare. Și eu am spus, zic, băi, fii în care e treaba. Eu îi cunosc pe politicieni, vă cunosc de la concerte, că noi am cântat și cu niște cu alții. Sunteți toți niște mincinoși, mie mi-e frică de voi și vă disprețuiesc sincer. Și <laughs> eu nu vreau să stau la masă cu niciunul dintre colegii tăi. Deci eu am venit la tine că te cunosc personal, că mi se pare că ești un om întreg la cap bă, că ai dreptate, dar să știi că, bine, ca orice politician, avea nevoie de fresh blood, știi? Uh -huh. Și ce da, dar dacă voi nu vă implicați, ăștia bătrânii o omoară și pe noi. Bine, bine, vorbim, vorbim. În fine, și a rămas noi într-un fel de contact din asta, așa. Îl mai vedem la televizor, mi se părea foarte amuzant că îi trimiteam mesaj în pauza de publicitate și bă, asta așa, așa, așa. Și după se termina pauza de publicitate, reîncepea emisiunea și spunea ce. Dom'le, tinerii din țara asta, aș doresc asta și asta, ce să zic un SMS, știi? În fine. Erai să flor pentru un mare politician. <laughs> exact, acolo. da. Aia. Nu era chiar cel mai mare politician, dar era omul meu. Știi? Am și omul meu puteam să-i scriu cuiva. Bun. Și în ține, mai trimiteam așa gânduri, știi, dar random, adică nu aveam vreun plan cu politica. Și la un văd eu că uh, erau alegeri în partidul lor acolo. Bă, și candidează ăsta, în mintea mea, zero șanse, el având 30 ceva de ani, la funcția de președinte al partidului. <laughs> Bine, exact. Da. Ca și când ți-a scris ție. Da. Bă, dacă tu te faci președinte, eu mă pun că mașa roșie și mă înscriu un partid. Ha, ha, râdem, râdem. Bun. Ți-mi minte și acum, eram într-o duminică seară la Sibiu, în clubul unui prieten al meu, 3-4 dimineață, eram, mă distram, eram uh, la party și îmi băzie telefonul, îmi băzunar. m-am scos. Zic. Trei dimineața la Sibiu, sigur mă caută cineva. Cineva, da. da. M-am scos. Ia să vezi <laughs> wing, ce, wing. Ce, exact, ce planuri am eu seara asta la Sibiu. Când mă uit, te aștept luni cu cămașa roșie la partid. Ponta. <laughs> wow. Câștigați președinția PSD la vreo 37 sau 38 de ani. <laughs> și uite m-am dus, că am promis. Și -ai, zis, bă, Ai fost că, un om -a, de cuvânt. Da, și -ai zis, bă, da. -am, am promis că dacă tu ești președinte la partidul ăsta de mafioți, eu mă înscriu, dar hai să facem curățenie, știi? Și a fost mișto, sincer, să fiu un PSD, cât timp am fost în opoziție, că nu ne băgă nici dracu' în seamă, toți mafioții erau la ei acasă. Când au intrat la guvernare, s-au schimbat lucrurile, au apărut așa din... Păne pusă masă din, au apărut vechi Da, exact, din suspecți. groapele, mari, groapa marianelor, politicii românești, niște monștri marini și, aia, că Na, recunosc că pe mine m-a depășit total treaba asta cu politica. Eram ca ala, ca peștișerul Nemo în spate cu niște mega arechini a fost foarte complicat pentru mine. A eu. fost un test de curaj acolo. Dar ai da. învățat, cred că ai învățat multe, nu? Pe partea asta, dacă se să te gândești bine, partea asta administrativ, administrație publică, nu știu cum da, aș da da, se... da, da, da. Există totuși facultăți de administrație publică, există SNSPA-ul pentru Eu am și politice. fost la facultate. Deci eu, ca orice om normal, m-am de... dus la SNSPA la politică, politice. Fost. La da. politice da. Am fost un an acolo și m-am ofticat te pentru că... Te ajutai că cu ceva? Absolut asta, deloc. M-a okay. frustrat foarte tare, pentru că era deja în bătrân eu făcusem facultatea, eram deja 30 de ani, ca și cum te duci acum la facultate, pentru că tu mm -hmm. vrei să studiezi ceva, da? Păi și profesorii nu vin și toți ceilalți se bucură când chiulim, știi? Mm -hmm. Dar eu mă trezeam special, adică eu aveam concerte, mă trezeam la două la noaptea, da? Eu mă trezeam la șapte să mă duc la cursuri și la opt stăteam ca prost și nu venea nimeni, știi? Mm -hmm. Și m au ofticat odată doar de trei ori și am zis, bă, păi, Absolut. bine, pa. Deci singura... era realitatea, te-a Da, Singura chestie pe care am învățat-o, recunosc din facultate, a fost exact care e diferența tehnică între stânga și dreapta. Că toți în stânga, dreapta, dreapta, stânga, dar nici dracu nu știe, nici politicieni nu știu. să vă spun. Da. oricum, partea asta... Mă gândeam acum la SNSP și administrație publică. mai, sunt, mai erau colegi de noștri care s-au dus către direcția respectivă, știi? Și foarte puțini oameni cred că vreau să devin politician, știi? Adică, cu adevărat, vreau să studiez, să devin mm. politician. Da, 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 Chestia asta în uh, străinătate există. Uh, faci o carieră, să fii politician. Adică ești politician, de asta ai salariu. Mă că aveai un salariu da, acolo da, da, da. în care poți să-l iei. Na, nu mai, nu, nu vreau, prefer să nu intru în discuția aia de pensii speciale sau alte prostii da, de genul ăsta. Da, da, da. Dar există o carieră. Aici nu știu dacă avem uh, nu știu mentalitatea aia de carieră cât Câți ai găsit în Parlament cu care cu adevărat vreau să de fie, fie politicieni de carieră? O să mă înjure sau publicul vostru de o să mai ia și o să vă fac cel mai mare de serviciu public și o să vă înjure toți cu comuniștii și cu nu știu ce. Băi, în țara asta puțin oameni au petrecut 20 de ani în cercetare și după aia au fost prim-ministri și ministri și au se sunau cu alți prim-ministri și vorbeau în două, trei limbi străine. Și când noi intram în US și în NATO și nu știu care din Norvegia nu era de acord, prim-ministrul României l-a sunat pe prim-ministru, poate nu era Norvegia, să nu spun o da. prostie istorică, da, uh, și suna uh, Monșera, Mii, nu știu ce, nu știu cum, și vorbea, uite, hai să rezolvăm treaba asta. Eu, unul dintre oamenii ăștia, este Adrian Stase. Okay. Puțin mai prindem noi în țara asta, în timpul vieții noastre, de asemenea, în vergură. Pentru că i-am cunoscut pe oamenii ăștia, sigur că da, cu toate bubele din spatele lor, băi da, pur și simplu se lăsa, se de cât de uh -huh. grei erau ei când călcau. Astăzi, în politică, sunt niște băieți care au intrat în politică pentru că nu s-au priceput la nimic. Au lipit afișe toată viața lor. S-au dus șeful, 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 șeful Poți să car și eu geanta, pot să fac și eu aia. La un moment dat, poate că s-au împrietenit și cu niște alți băieți de prin servicii care îi țin că sunt proști utili. Așa și au ajuns să aibă niște funcții de temiri. Unii de nu poți să dai 3 lei să cumperi o apă de vizavi că se pierd, știi? Uh -huh. Asta e problema. Apropo de studiu și oamenii ăștia săraci sunt și în bătaia vântului, că ei n-au altă carieră. Adică eu când am plecat din politică, am zis, bă, de politie, nu mă interesează. Îmi spunea unul, ce bă, n-ai idee cât de mult te invidiez, că ești foarte liber. Zic, de ce? Dar tu ce? Că tu medic. Și uh -huh. ce de un am profesat de 10 ani. Nevastă mea lucrează că e angajată la primărie și fiul are o firmă care are contracte cu primărie. Deci, eu, dacă tu mă înțelegi. cer cu partidul, noi murim toți. Deci, practic, da. ești într-un cerc care, care nu mai ieși. Da, Mă gândeam important. la... Nu știu dacă ai văzut House of Cards. Nu. nu. E pe, <laughs> pe Netflix. Da. House of Cards e... un film nou, am auzit ceva. Nu, nu, no, nu. No, no, <laughs> chiar s-a terminat, dar... e, un, e un serial. Da, mă, știu serial, ce e House of Cards. E un nu e serial, zis. da. Și nu știu dacă te-ai uitat la el, dar e chiar interesant, că vorbea de politică americană și, practic, politicienii sunt peste tot cam la fel. Da. Numai că mereu noi credem că, știi, politica noastră e mai cu moț sau mai cu. Ai cam aceleași tipologii peste tot. Da, da, da. Mereu, personal, credeam mereu că politicienii sunt mereu oameni de afaceri care intră, mă rog, ca să-și poată să-și promoveze afacerea, efectiv. Diverse. Din păcate, la noi, în țară, din ce am văzut eu, majoritatea intră în politică pentru că nu sunt bun la altceva. Și politica este din un păcate. mediu, da, este un mediu unde, ok, nu ajungi ministru sau prim-ministru sau parlamentar. Bă, dar ești acolo în rândul 6-7, unde tu ai un serviciu, mm -hmm. unde o să fi bugetar toată viața ta. Ce călduț, ce Când bine, te dă familia, afară de călduț. la poliția locală, te pune la nu știu ce firma a primăriei, când de acolo te mută acolo, când șeful tău se duce la București, deputat, te consilier, te mai bagă până... Adică, o... noi nu o vedem, nici eu nu o văd, recunosc și astăzi mă mir, de cât de mare este această țesătură da. a, Bânza a... asta de Baia Exact, a infrastructura asta politico-administrativă mm -hmm. care uite așa și cât este transpartinică, de fapt. Și a, asta e chestia. Vorbind de patru cariere, vorbind de cariere diferită în care trebuie să înveți. E, o, aviație e o chestie reglementată um, în care, na, cum ai zis, ai zis și tu, ai nevoie de o, zeci, sute mii de ore să poți uh -huh. să te duci acolo și după aia vezi acolo, ești de la poliție, te duci la administrație publică, știi? Uh, aia nu e tipul de carieră pe e, care e, vrei noi. Deci, da. Eu nu am potrivit deloc. Deci da. mie, mie e mult mai ușor în aviație. În primul rând că în aviație, totul e despre pe munca ta mm -hmm. și pe priceperea ta. Inclusiv dacă, Doamne ferește, pici un simulator, băi, l-ai picat ca să devii mai bun. Mm -hmm. Nu care cineva ceva cu tine. Da? Mm -hmm. Deci, uite, de exemplu, un base captain nostru de aici, de la Autopen, este un băiat, că e mai tânăr decât mine, are 30 ceva de ani, care a început cariera lui în aviație ca la care rupea biletele de bagaje la oameni. Handling agent. Mm -hmm. După care a dus oamenii la avion, după care s-a făcut școala de piloți, după care s-a început să zboare first officer, după care a ajuns comandant și de aproape una sau una și este base captain la Autopeni. Un om excepțional. Dar noi lucrăm într-un context și într-o companie în care nu contează cu cine ești prieten, cu cine ești mm -hmm. judă. la noi, cred că sunt 15 naționalități la Autopeni. Hello, hello, how are you? Te pup, papa. Totul este pe expertiză, pe note, mm -hmm. pe evaluare corectă și transparentă. În politică nu e așa. Eu, tot marea mea, uh, marea meu struggle în politică a fost să învăț care n-ai criteriile după care sunt evaluați sau pot să progresez sau pot să fac succes. Recunosc, nu le-am găsit. Le uh -huh. Da, nu există, da. poate, sau, sau sunt foarte sufoase sau... birocratic. Sau, nu, sunt, sau nu există. Uh, sunt, cred că mai degrabă țin de corupția asta morală, așa. Uh -huh că să-l pupi pe șeful, dar da. se schimbă șeful, dar astăzi zici, Doamne ce bun e ăla, dar după aia ce rău a fost. E este și o chestie culturală, că um, era o diferență de asta culturală între de ce cei din nord reușesc să facă atât de multe chestii, țările nordice, chiar și cei din Statele Unite și noi, cu precădere țările latine, uh -huh. în principiu, avem un sistem foarte ierarhic. Noi, cu precădere, nu avem chestia asta de... Suntem la masă acum, Mihai aici este copilotul, Dan este comandantul, da. eu sunt Stuart de da? Da, <laughs> da? da, Dacă comandantul spune o chestie într-o situație latinească așa, nu există discuție la noi. Da, da. Exact uh -huh. cum spuneai, există o chestie, dar să nu deranjăm pe comandantul, domnul Dan, aici. Domnul Dan, vă rog frumos, aveți grijă. În secundă în nu, care nu, în el se asta. ridică de la masă și iese pe ușă, noi complotăm de cum să-l Absolut. Jos. <gătări> deci, asta este problema. În urmă, să facem asta? că am greșit că și nu mi-a atras nimeni atenția de ce. Pe mine m-a șocat în politică, la vârful politicii, cât de mare este dorința constantă a întregului angrenaj de a schimba status quo-ul. Păi, deci nu pusesem un guvern. Deci a căzut un guvern cu moțiune de cenzură. S-a pus alt guvern două săptămâni mai târziu, bă, trebuie să-l dăm pe la jos, trebuie să-l schimbăm. Păi, bă, abia spus! Da. dar abia spus! Pe bune, lăsați-i pe noi, poate arături, apropo de ce spuneați voi cu podcastul, că aveți mm -hmm. un proiect pe 10 ani. Exact. Nu există așa ceva. Și asta pe curând, pentru mine a fost foarte greu. Și nu pot, am putut să fac și, și fără doar și poate ai avut uh, câteva uh, foarte mari realizări, adică sunt niște realizări care și noi le-am auzit despre ele, deci și noi suntem în uh, lumea IT-ului. Uh, ai atins acolo legea ONG-urilor. Uh... Băi, a fost o chestie foarte deșteaptă. Și apropo, uite, a venit din experiența pe care aveam dinainte, cunoscându-i uh -huh. pe toți oamenii ăștia. Deci, dacă văzut am. că am ajuns acolo, zic, stai așa, că avem un nostru. Da. Și am lucrat împreună la legea asta, datorită căreia astăzi, de exemplu, în România este recunoscut voluntariatul ca experiență profesională. Ceea ce mi se uh. pare... A, partea... Aveți și un jingle. Pentru că contează Ingenior. atât de mult, noi ne dăm seama cât înseamnă pentru tineri. Da. că pornesc da. cu ceva. E da. e mare lucru. Și așteaptă-te să-ți comenteze cineva interesat la treaba asta. Da, ai dreptate, da. așa este legea, dar da. să știi că în cazul meu nu s-a aplicat, pentru că de multe ori nu aplică. Uite, noi chiar suntem oameni de ONG-uri, mai ales Ștefan, care da, da. a și candidat, apropo de candidatură și și el s-a băgat în ceva murdar acolo da. în politică. Nu, <laughs> <laughs> în politică am fost în într-un ONG. ONG de studențească, dar fost în ne a fost ne-a ajutat probleme. fără doar și poate. Foarte da. mult. Da. Și eu am fost destul de puțin, dar înveți să lucrezi cu niște oameni, înveți prin urmă să respecti niște oameni care au păreri diferite. Mi se pare fantastic asta. Da. Și chestia asta cu ONG-ul uh, e foarte importantă, uh, mai ales să poți să înveți cum să uh, se convingi pe niște studenți care nu sunt plătiți sau nu au absolut da. niciun stake în, da, în direcția da. respectivă. Singura, uh, singura mea să zicem așa, leverage, tip point, uh -huh, acolo da. punctul meu de cotitură pentru ei era, le spuneam, terminați facultatea și nu aveți experiență. Și intrăm în da. acel uh, ou wow și găina în care ai nevoie de experiență ca să te duci acolo, nu ai experiență pentru că da. nu ai da, profesor da, da. Și um, în CV-uri, în general, apropo de CV-uri și de legea ONG-urilor, și asta, cred că asta, practic, ai venit cu leg legitimitatea. Da, da. ONG-urile au avut dreptul da. să dea certificate, da? Da. 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 Și uh, de fiecare dată în CV îmi puneam da, am fost acolo, am fost da, în. Uh, da. și și, mă rog, în bula noastră de IT există recrutării, oameni de hașeri mm -hmm. știau deja, a, ok, omul ăsta a fost în, în asociația aia studențească și chiar eu am lucrat mult. cu asociația mm -hmm. aia studențească să iau oameni da, pentru, da, 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 da. pentru compania mea și atunci pentru ei conta foarte mult, era un badge of honor, mm -hmm. că e, lucrau acolo și intrau pe proiecte. Pentru că și eu, la rândul meu, dacă eu văd acum un student, eu automat o să-l întreb. Da, aveți da, experiența care, lui. E diferența pentru că voi erați niște oameni în contextul ăla, niște oameni responsabili, companii de care spui vor, erau responsabili și alegeau să exact. ia în considerare această chestie. E diferența asta ca să am învățat-o și eu, apropo de ce am învățat în politică și în, în Parlament. Pentru că când faci o lege, este obligatoriu mai friend. Deci nu mai pot să zic că la, îmi pare rău, Ștefan, dar nu ai experiență profesională. Mă scuzați? Asta e legea. Șase <lupra> luni de experiență ca voluntariat, să consideră experiență, nu ai voie să-l să respingi pe un <lupra> aplicant la un interviu în baza acestei chestii. Deci ce <lupra> spui tu este un exemplu de bună practică venit dintr-o perioadă în care nu aveam legea, care astăzi a devenit lege. Exact, Ceea ce da. e foarte... Uh -huh. like, uite, asta e puterea, asta poți face. Dar în rest, te înjură lumea nu stop când ești parlamentar. Și uh -huh. în, în, în IT era și o situație specială, pentru că na, nu există suficient de mulți specialiști, oamenii da. vreau să... De recruteze. acum ai o să în un liceu mm -hmm. să recrutezi. dar da. sunt foarte mulți alți oameni care fac uh, un muncă de voluntariat în cu totul alte chestii în parte socială, parte educațională. Da, 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 da. Nu numai asociația nu mai studențească, știi? Da, da, da. Acolo oamenii aia ce fac? Știi că stai toată facultatea faci chestia asta trebuie să te ajute că, și până la urmă chiar te ajută. Mi se pare ONG-urile în principiu au uh, un impact foarte important pentru studenți. Da, și ăsta e un apel și pentru mine, pentru toți studenții care ne, da, ne da. urmăresc sau mm -hmm. ne vor urmări, să se implice într-o uh, într organizație, pentru că este o organizație și înveți acolo cum să relaționezi cu Mai oamenii. Mai ales cu statul de multe ONG-uri. Da, sunt foarte multe ONG-uri uh, și îți dai seama mai scazi și tu un pic din ego ăla tău, știi? Din egoismul ăla. Te duci, dai ceva Ca să omului. pun da. un argument în plus și să mai dau un exemplu din domeniul nostru al aviației, de ceva ani încoace, autoritățile și... Da, autoritățile care reglementează aviația și care ne evaluează pe noi, pun din ce în ce mai mult accent pe soft skills, așa le numesc ei. Da. Uh -huh. Nu neapărat cât de bun ești să zbori avionul. Ok, la simulator îți oprește un motor, pe al doilea ți-l ciopărțește, nu mai ai nici trend de aterizare, nu mai merge nimic, hai să văd, zbori avionul. Ok, îl zbori, că ești pilot, știi să-l handle, da? E, se pune din ce în ce mai mult accent pe workload management. Ce faci când se întâmplă lucrurile astea? CRM este un concept pe care, e diferit de ce înțelegeți, client, ce înțelegeți, Customer Relationship Management. E, CRM în aviație înseamnă Crew Resource Management. Adică acest concept care, ca să vă dau un exemplu, noi avem în fiecare an, nu de fapt în fiecare an, eu am vreo 30 de licențe și calificări care mi-expiră. Unele mi-expiră la 6 luni, altele la... 5 ani, pașaportul. Da, managementul licențelor. Da, <laughs> da, deci, bai, avem, avem o <laughs> parte a softului nostru care spune, vezi cât se expiră aia, se Așa da, da. Acest curs de CRM, multe dintre ele sunt cursuri online, da? sunt platforme de astea de uh, e-learning, da. ai cursul, la sfârșit ai un examen, îți dă note, ok, durează o oră, patru ore, șase ore, sunt cele mai grele de security și nu știu, safety, dar acest curs de CRM, Cruel Resource Management, este un curs în clasă cu instructor care nu are evaluare la sfârșit. Este pur și simplu un curs care durează o zi întreagă, și care se referă pe scurt așa la cum putem să folosim noi toate resursele noastre, care sunt hardware, avionul în sine, da? software, proceduri și umane, noi înșine, astfel încât fiecare zbor să fie o misiune îndeplinită cu succes și safety first, da? Băi, și nu-ți vine să crezi, deci pentru mine a fost un șoc obișnuit cu nebunii despotici din politică, dar bă, ca să ai zis șeful, cum comandant cu 20.000 de ore de zbor, în cockpit cu mine, 350 de ore de zbor, uh, spunea, da, Mihai, uite, uh, hai să ne pregătim pentru o procedură de non-precizie la Bari, uh, propunerea mea este să zburăm așa, așa, să coborăm acolo, să ne config... Și în gândul meu zic, bă, da, ce îmi spun ăsta mie ta chestii, că... normal că îl cred. Știi? Adică, da. cum naiba ai de ăsta discut așa cu mine, că de la egal, cu sigur, da, mai friend, cum dragul mă pune eu cu experiența ta. E, acest Concept al Crue Resource Management CRM-ului în aviație, practic, are grijă să șlefuiască toate asperitățile astea de personalitate uh -huh. care ar putea să creeze probleme la un moment dat, Absolut. știi? Absolut. Și atunci, yeah. în, în, înveți, practic, în fiecare an. Cum, ce situații învățăm din uh, experiențe mai vechi? Când uite, de exemplu, în Asia este această, uh, acest gradient de autoritate, da? foarte mare, dintre, din stânga către dreapta. Boc așa zice comandantul. La noi nu e așa. Uh -huh. Păi, și comandantul eu, poate să greșească. Este rolul meu să fiu aici suportiv, de aia suntem doi. Când luăm o decizie, cum ți se pare, cum gândești, dar care e punctul tău de vedere, dai da? să întrebăm pe colega din spate dacă e o chestie legată de cabină. Sigur că responsabilitatea finală este a comandantului, că el semnează. Dar nu există în aviația de astăzi ca cineva să ia decizii singur în avion. Ceea ce mi se pare wow. Ăsta e modelul de consens de care aminteam eu atunci diferența între o cultură ierarhică și cultură bazată pe consens. Uh -huh. În țările nordice, în Suedia, de exemplu, dacă ești la masă acolo, de la directorul de creație sau directorul tehnic până la tester, dacă nu toată lumea nu vine cu un anumit consens la o decizie, pentru că fiecare are un rol de, da, de da, da. Uh, în, în acel proiect. Nu contează, da, unii au un rol mai mare, unii au unul mai mic, dar și rolul respectiv dacă nu-i făcut, atunci ai probleme. Da? Adică dacă Corect. testarea îți spune că nu e ok, o să ai probleme, că o să ai probleme cu jocul în sine. Mm. Uh, și atunci trebuie să ajungi la un consens. Ei preferau să lase decizia acolo pe masă, se mai întâlneau încă o dată, veneau cu rânduri de argumente partea asta ierarhică. și mi-am gândit foarte bine că spuneai de partea asta asiatică, citisem într-o carte nu mai știu în care. Chiar ai ajuns iară că la asta mă gândeam și eu. Ai, ai povestit de Malcolm Gladwell, că este Era un în uh, tipping Da ok, point. o să vă da. spun Alte eu scriu că era, era în Gladwell Era în Gladwell, la era da. chestia asta cu piloții uh, asiatici care făceau pilot foarte multe accidente în trecut. Ah, corien, ai da? dreptate, da, Pentru că. că era, cum ai spus tu, un gradient social, practic, când ei erau într-un aeroport străin, să zicem în Londra, ei nu știau să urgenteze faptul că, băi, am dat două ture, deja nu mai am combustibil, sau, băi, se un, întâmplă Un ceva. caz real, un caz real a ei fost vorbeau în, cu naturalețe, cum ne explici nouă ceva, era în situație de risc, și el vorbea tot cum vorbim noi, în loc să zică, dude! Deci un, un avion a crash. căzut în 95-98, pe JFK. JFK era foarte full. JFK deci mm -hmm. este aeroportul din New York. Da. Um, cei care sunt acolo la radio, la control, la, la control da. um, mai ră, erau americani. Aveau un, un stil asertiv de, hai, mm -hmm. spunem ce vrei. Da. Da. Și un corean tot, a tot făcut ture, pentru că nu avea timp. Intrau mm -hmm. alte avioane în locul lui pe și n-a știut pe să asta. ceară, nu? N-a să ceară un corean uh, comandantul, nu mai știu ce s-a întâmplat cu comandantul și a rămas first officer care tot încerca să găsească și mm -hmm. nu a știut să spună băi, rămân fără combustibil și avionul a căzut pur și simplu, no. că a rămas fără combustibil. Pentru că n-a reușit să ajungă. E, uite, și... în zilele noastre nu se mai exact. poate asta. Exact, pentru că aviația este un, un domeniu în care vede o problemă și o descompune și o duce mai departe către, către toată lumea. Uh, foarte puțin industria au chestia asta, poate industria auto la nivel de, știi, accidente mari cu, cu motoare și așa mai departe Dar aviația chiar are chestia asta și e una dintre cele mai stric reglementate uh, industrii. Deci, de asta uite, am învățat atâta gândeam, gândeam la chestia asta, apropo de condus, da? Deci noi în avioane, toate avioanele din lumea asta, la trans, nivel de transport comercial, au se numește FDR, Fly Data Recorder, da? Care, al ăla, sau care nu ai black box-ul deci, ăla, nu? Nu, altul. De ce ai unul, ăsta e altul. Am înțeles. Deci, odată este uh, black box-ul care înregistrează absolut orice, este CVR-ul, Cockpit Voice Recorder, care înregistrează absolut orice se discută în cockpit, și încă un sistem, Fly Data Recorder, care inclusiv transmite live, abate de la proceduri. Deci tu ai aterizat, nu știu, să spunem că pe un taxiway, în loc să ai 10 noduri, ai avut 25 de noduri, ăla va da un, 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 un bip, o alertă, care nu e în parametru. Da, deci băi, ăsta depășește un parametru și el sună. Mai frând, ce s-a întâmplat atunci când ai depășit parametrul ăla? Direct sau după la o debriefing? După la, sau... la, nu, 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 o, o să primești, nu știu, câteva zile, dar oricum mai mm -hmm. primesc. Eu am văzut uh, decodări de FDR, îți arăta printat, tot ce aveai tu în fața copiului în momentul mm -hmm. respectiv. Deci tot nu există că așa a apărut. Nu aia, bon. e, bun. Eh, apropo de proceduri, o altă chestie pe care eu aș predau o la școală din clasa 5. -a. Deci exact cum facem, noi dată pe an, crm ul ăsta, eu aș preda acest principiu de rezolvarea problemelor din aviație, pe care l-am învățat, învățat la viață la vârsta asta, este abreviat este DODAR. d o Unii îl mai folosesc și F-DODAR. F-DODAR, adică F este fuel. Da, ca să vedeți, la, ai o problemă în avion, da? nu știu, orice. Habar n-am. De la un unruly passenger, unul care fumează în baie, până la un motor care s-a oprit. Nimic nu este life-threatening, Adică, ok. Intrăm Facem, rezolvăm problema conform ce ne spune avionul, am rezolvat problema, probabil că, nu știu, trebuie să oprești motorul ăla, să zicem, orice, sau a rulii Pessinger a fost pus pe locul lui ăsta și avem de luat o decizie. Cum luăm această decizie? Este foarte important. Cum iei decizia în avion? Deștepții care au studiat aviație au făcut acest principiu, Dodar. Mai sunt și alte, asta este cel mai larg răspândit din câte am înțeles eu, care înseamnă felul următor. Primul D înseamnă ce este? vă spunem, primul poate fi F, dacă eu o cu fuel. Băi, F, fuel. Fuel. Cât timp mai avem? Pentru că în cer nu sunt benzinării, ce să vezi. Și atunci, fuel... Sunt benzinării mobile, totuși, Nu, pentru noi. Așa, exact, da. Și atunci... Asta e pentru el, Musk, că a s-a dus până pe Marte și n-a făcut și el o benzineria exact. aeriană. Bun, și atunci fuel, trebuie, bă, cât, mai, cât putem să mai stăm în aer? O oră, două, 30 de minute, 48, în fine. Deci să ai acest situational awareness despre cât timp mai stau eu în aer cu acest avion. Bun. După care, primul D din DOTAR, ce este DOTAR? Uh, diagnose. Pe care este problema noastră? Problema noastră este că s-a oprit un motor. Ok, foarte bine. Cât de grav este? Mm, asta e, am coborât că nu ne mai țin, un singur motor nu ne țin la altitudine. N Aia, bun, ok. Options. Ce opțiune avem? Păi putem să mai zburăm până la GFK? Mă? Nu, că e cam departe. Bun, atunci hai să ne hotărâm că la unul dintre aeroporturile astea. Bun. Hai să luăm vremea de la aeroporturi. Unde avem vreme bună, unde că nu vrei că într-un singur motor să te blagi prin zăpadă, prin furtună. Păi prin... uite, e vreme frumoasă acolo. A, bun, hai la Londra, atunci că e vreme frumoasă. Cât facem până la Londra? Patru 48 de minute. Perfect, ajungem, avem gază, avem tot. Bun, deci astea sunt opțiunile. Să aterizăm acolo sau acolo sau acolo. După care, al doilea D este de la decision. Păi, am analizat opțiunile, ce decizie am luat? că mergem la Londra. Ți se pare o decizie bună, da, ok. Mm -hmm. În Londra e vreme bună, avem cinci aeroporturi, mergem la Heathrow, care are 3 km de pistă, sau la Gatwick, care are 3 km de pistă, proceduri de precizie, servicii la sol impecabile, mai avem și bază de mentenanță să ne schimbe aia motorul, pasagerii fericiți, tot în regulă, English speaking, whatever, bun. Deci decizia noastră a fost să mergem la Londra, bun. După care, a, actions. Păi cum ajungem noi de unde suntem? La Londra. Păi atunci, tu zbori avionul, eu mă ocup să bag planul de zbor următorul, eu mă ocup să vorbesc cu ăla, tu fl zbor sau și navighezi. Sau invers. Zbor eu și navighez și faci tu partea cealaltă. Oh, perfect, am rezolvat așa asta. Și ultima chestie foarte deșteaptă, ăla, review. Păi dacă s-a întâmplat ceva în timpul ăsta, de când noi am început acest proces, mm -hmm. care a schimbat condițiile, poate ne-a repornit motorul. Că uite, ne-a dus pe asta și ne-a repornit da. motorul. Băi, review. Stavem la aceleași condiții, da sau nu? Da, ok, atunci continuăm cum am decis sau nu? Nu. Mm -hmm. După care, deci am luat decizia, ceea ce mi se pare genial pentru că în ce știam eu de până acum, în decizii, și în trupa Haikiu recunosc, de multe ori, na, când ești tânăr, ai mai mult orgoliu, externalizez problema. Problema nu e nici a mea, nici a ta, nici a ta. e o problemă pe masă. De asta avem reflexivul. Da. Știi? Exact. S-a întâmplat. S-a întâmplat. Și atunci astecat. se Să ia o decizie. S-a luat. Da. Nu-i decizia mea, nu-i decizia ta, e decizia noastră. După care, ce facem noi cu această decizie? că spune spuneai tu, informăm pe toată lumea, frate. Deci toată lumea trebuie să știe. Și ceea ce în aviație se numește NITS Briefing, NITS, care vine de la Nature, uh, uh, Intention, Time și Special. Adică, prima oară faci NITS Briefing cu colega din spate și o chem pe doamna șefă de cabină, îi spui, uite, this is a Briefing, chiar așa, asta e începutul. Și doamna, știe, urechile, deja, da. Da. Na. Nature. Păi, natura Problema noastră este că avem un a passenger sau, sau prin motorul sau, nu știu, whatever, da? Bun. Intention. Aterizăm la Londra, time în 40 de minute, specials, no specials. Va fi o aterizare normală, debarcăm mm -hmm. pasagerii pe scări la bridge. Ok. Ea trebuie să facă readback. Ok. Captain, uh, readback, asta, asta. Deci, mai spune o dată tot ce ai spus tu, mm -hmm. bă, ca să înțeleagă, mă. Au fost... Un acknowledgement. Da. Am înțeles mi-ai zis. Ne-au ne povestit, ne povestit în școală că au fost situații în lumea asta în care au avut fuel leak. Le... pierdeau combustibil pe la un rezervor, știi? Și ție ți îți dă uh, alertă calculatorul avionului că ai fuel leak pe partea dreaptă, știi? Și spui, colegi, verifică partea dreaptă a avionului, te rog eu frumos să vezi dacă e un spray de combustibil, că se vede, știi? Uh -huh. Păi și ai ieșit coleguța, s-a dus către coata avionului și a uitat pe partea ei dreaptă, că e partea stângă a avionului când te duci de la cap la coadă. Și a zis, nu e nimic. Nu avem fiulic. este o eroare. Și a zis, mă, sigur, ai venit? Da, pe partea dreaptă, pe partea dreaptă. Și a făcut, eu am crezut că a făcut, a făcut mișto nou instructorul care juca rolul stewardezei. A captam pe partea mea dreaptă sau pe partea stângă, cum mă duc sau cum mă întorc. Păi și tu, practic, în și unul zici, ce vrea asta de la noi? Da. Și ne-a zis, nu, mai friend, trebuie să fie foarte clar femeii pe partea dreaptă a avionului sau pe partea stângă cum se uce către coadă. Explică-i. Uh -huh. Pentru că în momentele alea de presiune e foarte ciudată aviația, de fapt. Că asta e de ce trebuie să fii pregătit, pentru că nu e funcționat altcumva. În Încerc să extrapolez și în cap că ai venit cu niște concepte de proces foarte care miștă. pot fi aplicate, cum ai zis tu, aplicate or, oricând și Scuză-mă, scu scu și ca să termin, da. deci mai faci un needs briefing, ai făcut needs briefing cu, cu, cu cru tău. deci apropo de comunicare, comunicăm noi în cockpit, comunicăm noi cu echipajul, noi cu controlorii din jurul nostru. Mm -hmm. da? că poți să dai, sunt tot tipuri de mesaje de pan pan, de care este vine din franceză la pan, P de la pan, pană mm -hmm. de Bine? motor, da? A, nu, a, nu, nu, okay. pan. Pan, e chestie, când ai o chestie mecanică sau aha, ceva aha. o defecțiune a avionului sau mayday, când ai ceva life threatening, mayday, 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 mayday și at ai prioritatea lui Dumnezeu, deci când ai mm -hmm. mayday ești singur pe cer, o să dau din calea ta. Și spui și mai faci un needs briefing și cu controlorul, mai friend. Uhum. Și spui, nature, intention, time, specials Că tu s-ar putea să ceri special La, nu știu dacă ai o femeie gravidă Să zicem, da? sau un bolnav la bord Păi nature, avem unul care s-a îmbolnăvit Intention, să satanizăm acum nevoie de salvare, Timp 20 de... și am nevoie special am nevoie de medical da, services, medical yes. services da. Și ea te întreabă Gender, aici și nature of Whatever, ce are femeia da. Asta e o parte Asta ziceam, că toate procesele astea Sunt puse tocmai pentru safety Știi, in the name da, of da, safety da, da, da. Cred că a început, e unul dintre cele mai, să zicem așa, periculoase, dar în același timp sigure domenii, pentru că aici dacă se întâmplă ceva, toată lumea moare, deci e aproape imposibil să... Rare ori se întâmplă să aterizezi pe apă bine, sau dacă se întâmplă o chestie da, da. threatening, mai puține sunt filmele da, da, uite, favorabile. Da, dar uite, care e cea mai, cea mai periculoasă fază a zborului? scuză mă că te trebuie. E decolarea? aterizarea sau decolarea, nu știu care Nu, e. drumul la aeroport. <laughs> bun, da, foarte da, da, da. Mă gândeam aici. la drum, la drum. <laughs> da. Drum It's la true. <laughs> e adevărat. Și um, mă gândeam acum că ziceai la un moment dat că de tehnologie, că este o parte de arca este și partea asta tehnologică, ne place foarte mult tehnologia și uh -huh. face parte din viața noastră vrei nu vrei. Și trebuie să discutăm și, de asta. Și, toate și domeniile să mai de și ziceai, că, ziceai că, de că nu, prea, nu prea ai treabă cu partea asta, mă rog, tehnologică, dar eu cred că ai treabă foarte mult cu partea tehnologică, pentru că până la urmă un aparat de milioane de dolari uh, cu 100 plus oameni, 200 de oameni la bord. Uh, nu știu dacă știi acum că odată cu Revoluția asta electrică, au început să se uite și la avioane electrice. Da, da, da am citit niște articole, da. da. Cum, cum, crezi că, cum crezi că ar influența partea asta electrică? Dacă ai zbura un avion electric, acum cum ți-ar părea eu cuplu instant de avion <laughs> în care... A fost un avion care a zburat vreo 15 minute până în Canada, da? Ceva? Da, am citit, sincer, mi se pare deșteaptă ideea. Pentru că de-a lungul vremii, aviația, pe de-o parte, a fost inovatoare și a tras mereu către uh, progres. Uh -huh. Pe de altă parte, procesul de certificare al unui avion este ceva fantastic de complex, de complicat și de asta e totul scump în avion, știi? Uh -huh. Adică dacă te gândești să pui, nu știu, orice sistem, deci noi avem niște tablete, da? Fix, fix tablete uh -huh. în avion, care sunt prinse într-un suport, da? Avem un suport care e prins acolo, fiecare tableta lui. Suportul ăla costă mii de euro, e un suport de tabletă. Cred că costă manufacturarea lui, nu știu, 15 euro sau ceva Din cauza -a -a ce? certificărilor? Certificări. Deci totul, totul tot în, în, aviație este, în este certificare. Și atunci, oricât de mișto și appealing a fi vestea asta, că acum există avionul cu uh, putere, cu panouri solare, uh. electric, motor electric, eu cred că va dura foarte, foarte, foarte mult până când va fi la nivel, implementat la nivel comercial. Acum, de exemplu, văd marea... Uh, marea uh, goană sau, nu știu, marea competiție în a face zborul mai economic și mai ecologic Uh, între Airbus și Boeing și Airbus cu motoarele astea noi, de exemplu la clasa de avion pe care zburăm noi, Airbus A320 familia 320, da. care uh -huh. înseamnă 18, 19, 20, 21 a luat super avânt, în timp ce Boeing n-a mai avut loc de motoare sub aripă pentru Maxuri și s-a s-a uh -huh. întâmplat și adică uh, un, mo un model de motor care ok, chiar dacă arde jet fuel cu 15% mai economic, este ceva fantastic. Și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al mediului. Eh, ales parte, la volumul, la volumul da, de da. de zboruri. Dar ce da. motoare rolul royce sau ce motoare tot uh, sau nu, nu uh, sunt proprii? Airbus, ce zburăm noi sunt EIA, IAE, sunt un conglomerat european japonez ceva. Așa și cele noi Neo sunt Pratt Whitney. Uh -huh. da. uh -huh. Și la Boeing cred că sunt General Electric sau ceva, nu știu. General Electric. <laughs> ce tare! <laughs> exact. Și uh, tot așa în asta tehnologică, uh, ne gândeam acum, știi, că ne uitam... Pe, pe vremea noastră era familia Jetson, știi? În da, da mergei da, cu Mergeai da. <laughs> cu Astro, și mergeai cu acolo și aia era visul. Și acum, nu știu, din ce în ce mai mult... Uh, mai vezi câte o știre odată la câteva luni că mai vor să facă, nu știu, japonezii chiar știam o știre de uh, curând acum că au reușit să facă un mini-avion uh, privat care poate, știi, aia să... mi se pare să o mergă. soluție mai mai aproape. deci Cred că transportul mare... Transportul aerian privat. Da, eu cred că e un masă. domeniu mai de explorat. Deoarece, da uite, De exemplu, un avion astăzi să-ți cumperi un ultra-ușor, un avion ăsta mic uh -huh, de două locuri uh -huh. să mergem, uite, vreme frumoasă, dar ai multe limitări la astea mici. Să ai vreme frumoasă sau nu poți să te prin la fane de nor, nu poți să zbori nepresurizat. Dar pentru fan flight și pentru cross country din ăsta zi frumoase, poți să cumperi avion cu 20.000 de euro. Că pe bune, și zbor cu el, cu un, cu da. prieten și viața e frumoasă, știi? Cred, cred, că se vrea mai mult partea asta de, a, de zburat urban, da. știi? Zburat urban pe, pe nu știu, pe distanțe de, nu știu, maxim 10 km, da, am văzut km. un soi de drone mai mari. Exact, ceva de genul da. ăsta, nu știu uh, cum, ai, cum ai vedea totuși că totuși aviația, cum cum spuneam, cum spuneam e o chestie super reglementată. Cum, eu, uh, eu, acum dacă te uiți, pui pe oricine ia avionul să zicem că faceți niște cursuri, uh, școala de șoferi, numai aici a fost școala de șoferi da, pentru, da, da. uite ce se întâmplă acum pe drumurile patriei, știi, toată lumea nu, nu mai e atentă, lumea vrea să nu toată lumea face debriefing sau, uh, sau când ești de privată, ei, ești obosit acolo un pic, uh, o să fie prime, primele cazuri de, de drunk uh, flying, știi? <laughs> eu, eu, cred că, eu, cred că, tehnologia, automatizarea va prelua foarte mult din sarcina pilotului. De exemplu, uite, uh, toată lumea știe că noi la linie zburăm cu pilotul automat cu placi. Toți mai bravo, mă zboară pilotul automat. Puțină lume știe că este peste un nivel anume, fly level 290, 29000 de picioare să spunem, este obligatoriu. Intri într-un spațiu care se numește RVSM, RVSM, Reduce Vertical Separation Minima, whatever, whatever. Uh -huh. unde toată lumea trebuie să zboare super strict. Nu poți să zbori tu la mână că ești tu pilotul lui Dumnezeu și ești un talent născut și zbori uh -huh. la mână. Nu, pentru că inclusiv pe, și pe verticală și pe orizontală trebuie să zbori atât de strict pentru că e foarte aglomerat spațiul aerian. Și nu-ți permiți să faci tu abateri da. de, nu știu, adică, să abateri permise abateri doar de 50 de picioare. 50 de picioare, sunt pe partea parte la 3 și sunt cât vreo 17 metri. Uh -huh. Atât ai voie, în sus și în jos. Wow. Da. E infinit de metri. un <laughs> ai de... da. exact, 70 de tone. Aia e baterea pe care ți-o permite sistemul ăsta. Și este obligatoriu să zbor cu pilot automat. Este obligatoriu, de exemplu, la Londra. Sunt niște proceduri, noi sub-bateman procedures să numesc. Uh, proceduri pe care tu trebuie să le zbori ca să nu deranjezi cu sunetul... Uh -huh. Satele, pe localnici. Alea sunt codate în avion și compania îți spune engage automation as soon as practicable. Adică nu-ți fii tu de acum de la Luton care a zburat el la mână să treci peste casele lor. când îi deranjezi și luăm amendă, știi? Și atunci, pac, pilotul automat, la Airbus, pilotul automat se angajează la 5 secunde după, cel mai repede, la 5 secunde după take-off sau la 100 de picioare. Deci singura soluție de ar, de ar fi automatizarea full, practic. Automatizare. Eu cred că mă tem. Datele. Da, mă și eu mă, mă tem. Mă eu tem. fiind un inginer automatist, <laughs> eu mă tem. Mă tem că uh, eu poate nu prind în timpul vieții noastre, dar uite, de exemplu, Airbus a fost compania care a scos al treilea membru din echipaj. Se zbura cu trei, trei dacă nu patru. Deci erau doi piloți. Era unul lateral acolo. Da, era unul lateral care făcea navigație și altul care făcea comunicații. Uh -huh. Uneori și un inginer de bord care se ocupa de sisteme. Hidraulic, electric, pneumatic... Da, da, din butoane. s a făcut această generație de avioane noi în anii 80, da, dar oricum sunt noi. Uh, fly by wire, totul automatizat, totul, totul. Practic, noi avem tot avionul pe două display între noi acolo, toate sistemele, să apeși butoane și... Uite, apropo, dacă vreodată aveți chef, putem să mergem la Cluj la un simulator impecabil să facem, apropo de tehnologie. Da? Așa. Marca onorăm prezența. Facem arca la Cluj, Cluj într-un simulator. Să vezi cât de bine e structurat, toată, toată, structurată toată treaba asta. Și a fost mare revoluție și nemulțumire în uh, la piloților de ce s-a scos al treilea om din cockpit. Au rămas doar doi. Eu cred că în timpul vieții noastre vom vedea... Este o prognoză. Nu spun că asta se va uh -huh. întâmpla. Nu spun că există... Că dacă ascultă cineva podcastul pe aia, să spună că a spus Turzu că rămâne un singur pilot <laughs> în cockpit spun că o uh, premisă de lucru s-ar putea să fie ca în viitorul în care tehnologia va prelua din ce în ce mai mult din workload, să fie un pilot în avion și un pilot de dronă mm -hmm. la sol, pentru că s-ar putea să fie mult mai care să monitorizeze 10 avioane în același timp, să spunem, știi? Mm -hmm. Și dacă se întâmplă ceva, să rămâne dedicat cu cel care are o situație abnormal situation, da? Și un supervisor să aibă grijă de restul de nou, pentru că mă gândeam eu, când am văzut prima oară un tren din ăsta fără vatman, exact, eram la Londra. Și eu. Asta mă gândesc. și eu. am avut așa un... M -a, m -a, m -a, cum merge asta singur așa, știi? E, acum te urci, nu știi cine e acolo. Da. Are supervisor um, și metroul din Copenhaga da, este full automat tot. Sigur nu că are... e un supervisor undeva, uhum. normal, știi? E, în cazul acestor uh, soluții de transport aerian urban pe distanțe mici, eu cred că vor fi automatizate. Rutele mai ales, adică cum e spațiu aerian atât de full, doar nu o să urci la nu știu ce altitudine, probabil că ai, nu știu, 2000 sau maxim, în care să treci peste obstacole. Asta se va întâmpla doar după ce va fi și la noastră reglementată, pentru că, devine bine de rău, chiar ai pomenit de incidentul 737 MAX, care e unul din preferatele mele, eu fiind QA... Preferate, on coat așa Eu sunt un auditor, deci... Oameni ca mine mai fac teste sau au greșit testele respective. Pentru cine nu știe, cazul e celebru, angle of attack pentru avion se calculează în funcție de niște da. senzori, senzori care se află stânga-dreapta pe avion. E În codul sursă, niciodată senzorii de pe dreapta n-au fost luați, n-au fost băgați în codul sursă. Hai, mă. Adică cam asta a fost... Mă. Uite, A fost la un la nivel programare. de detaliu pe da, care nu știam. Eu iubesc case stadiurile astea, da. failure case study, pentru că te învață foarte multe chestii ce s-a greșit. Da. E, și bine, tu poți să le explici foarte bine la oamenilor ce se întâmplă, avionul poate să decoleze doar o anumită unghi de înclinație, perfect să zicem, da. e, și a fost dat peste cap și a picat, pentru că ce-a făcut? Pilotul a, a, a luat senzorii după dreapta, a văzut că e o problemă, a zis, aia, nu avem nicio problemă, ne uităm la senzor celălalt. Uh -huh. Dar senzorul acela n-a fost niciodată băgat în codul sursă. Ei, când au făcut review aparatului, s-a da. văzut că cineva a fost acolo, un programator leneș sau un chioa leneș care n-a văzut că a greșit programatorul și a, a cum, asta zic, că e un pic înspăimântător. Eu, când eu, eu am citit un, un, un articol care te va supăra acum, a scris de un programator Așa. se numea When the Steel Has Been Cut. Și spunea când oțelul a fost deja tăiat. Da. Și spunea practic că, de fapt, ce se întâmplă acum? Motoarele economice sunt motoarele mari. Motoarele de aviație, practic, miezul rămâne foarte mic și au ajuns, și cum funcționează un sistem? Hai, să o luăm mai departe. Acum chiar se va plictisi toată e, lumea. E, da, hai să vă plictisi toată lumea. E ok pe lumea. final, acum nu prea ajungem unde lumea. Ăștia okay, okay, care da. au ajuns aici. Deci, practic, tu ai un volum de aer pe care îl bagi prin fața avionului, pe care îl comprimi, îl comprimi, îl comprimi, îl comprimi, îl devine din ce în ce mai dens, din ce în ce mai dens. Bagi combustibil în el, bagi ardere, da. Pf, da. energie, îl scoți prin fundul mult mai mic al da. motorului și exact ca un balon super umflat, că îi dai drumul la gură. Are această propulsia de avion, da? da bun. Uh -huh. Dacă țineți minte, pozele vechi cu avion, motoarele erau foarte înguste, motoarele leget, Pentru că tot volumul din aer intra prin fața motorului, trecea tot volumul de aer prin motor și ieșea prin coadă, prin turbină, tot volumul de aer uh -huh. ars, da? La l dat să au prins inginerii ăștia deștepți că, de fapt, poți să ai un volum mult mai mare de aer, care să nu mai treacă tot prin miezul motorului, ci să treacă pe lângă motor. Uh -huh. Pentru că dacă tu angrenezi acel fanul, da? Da. Paleta ai da, 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 mare de aer Practic îți bagă același volum de aer Îl trece prin motor Prin carcasa motorului Dar nu-l arde prin motor Și acest se numește bypass ratio Și ei practic au ajuns să ardă doar 20% din volumul de aer care trece prin motor 80% trecând pe lângă motor Dar nu când spun pe lângă motor Nu la ce ar înțelege un profan că trece pe lângă motorul Adică mm -hmm. pe lângă motor în sine Trece prin interiorul motorului dar pe lângă miezul motorului da, 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 da trece prin acel cowling. Dacă te uiți din spatele unui motor de avion, vei vedea că se vede, e transparent, vezi doar niște pale, știi? Uh -huh. Practic, e. Astfel motorul a ajuns din ce în ce mai mari, Din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari, pentru că cu cât diametrul din ce în ce mai mare, pentru că cu, cu cât bași mai mult aer pe care îl treci fără să-l cu atât este mai economic motorul. Oh. Boeing a fost făcut în anii 50 Boeing 737 uh -huh. Și au aripa mult mai jos Dacă tu ești între un 737 și un Airbus A320 Care sunt mari concurenți uh -huh. airbus este mult mai înalt Deci eu trec aproape prin, În picioare pe sub Airbus Trebuie doar să mă aplec un pic sub burta lui Pe sub Boeing trebuie să mă las în genunchi să trec Este mult mai jos da. Ei n-au mai avut loc să pună motorul sub avion Și atunci l-au scos mai în față Da la a urcat. Asta este un alt... Și, da, da, da. și acest domn care spunea că stil has da. been cut, a spus, băi, s-a ajuns într-o fază a avionului din, considerent, evident, mm -hmm. de economie, să nu mai certifici pilot, să nu mai denumești alt avion. Hai să zice, am încercat să băgăm sub un avion un motor care nu mai încăpea sub avionul ăla. Și da. nu putem noi, programatorii, să facem să zboare Absolut. un obiect care nu prea mai poate să zboare. Au debalansat aircraft da. și angle of attack trebuie să fie schimbat în da. mod natural, dar și... în același timp și senzoria trebuie să fie Și au găsit o soluție de software că... care să dea un impuls în radar, în, da. în profundor, pardon, așa, și să. în stabilizatori și să. de acolo să dai nosul, nasul avionului mai sus sau mai jos, da? Asta se întâmplă soft. când vrei să împingi hardware-ul. Da. Până la urmă, la hardware, de multe ori nu vrem să mai atingem hardware-ul pentru că, na, acolo. Costă. Costă. Da. Și atunci vrei să faci totul din soft. știi Și asta e... Na, Tesla, asta e... Value Proposition la Tesla. Da. Ei schimbă și fac mașina eficientă la 5 ani după ce ai cumpărat-o, ceea ce e insane când te gândești da, la chestia da, 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 asta da. că o faci over the air sau alte chestii de genul ăsta. Da. Dar uh, nu vrem să plictisim prea mult uh, <laughs> multă populația. Oricum, foarte interesant, uh, mi-a plăcut foarte mult partea asta, că partea asta inginerească este super să o nu prea, prea găsești tehnește. oameni cu care să vorbești și pe care să întrebi despre chestia asta? Da, e, exact. E mai ușor cu pixul pe hârtie în lumea <laughs> da. <laughs> da. Mai da. rar, un pilot în studio, primul pilot în studio... <laughs> Și o să-ți acceptăm o invitația da, Dacă vrei venim mergem cu toată gopro pro, luăm tot și Luăm ne uităm totul, la venim acima, cu da. totul noi la Cluj La tine și o facem acolo nu e fix. la mine, e la alții, dar mergem <laughs> Îi rugăm frumos Mulțumim, Mihai! Pe, mulțumesc pe, și eu. Pe, pe pajiște acolo și dăm drum Și cu da. pe deasupra da. Ne bucurăm foarte mult că ai fost aici Sunt Și eu vă mulțumesc, m-am distrat, mâncântați. a fost o zi bună a, fost o discuție foarte interesantă Nu uitați, un like, un subscribe Sigur. Ascultă Arca, la revedere Salut.